Salutare! Noi suntem în Dodi. În continuare vorbim despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății. Astăzi o și terminăm. Vorbim capitolele 29 și 30, anume Nozick și concepția imaculată a statului și ultimul capitol, către o strategie pentru libertate. Dar înainte de a intra în fanteziile libertariene al lui Nozick, o să vă rugăm jos să faceți un click pe butonul de like ca să se răspândească videoclipul în algoritmul lui Google, că asta ne-ar bucura foarte mult. De asemenea, dacă vreți să mai auziți ceva de noi, există un buton de subscribe pe care, dacă și vreți să-l ia în considerare Sfântul Google, trebuie să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări, că altfel nu-l vedeți. Jos în descriere am mai pus alte locuri unde găsiți prezență în Dodi pe net, precum și un link către cartea pe care încheiem să o discutăm astăzi, publicată online de Institutul Mises. Și de asemenea, dacă cumva sunteți persoane de cultură și credeți că ați primit vreo valoare din podcasturile astea, există jos niște linkuri de Patreon și Crypto unde puteți să faceți ceva. Cultura libertății. Ok, în aceste capitole, ultimul capitol seamănă cu ce am mai discutat și la Manifestul Libertarian, cam seamănă textul. Cred că dacă le pui un control, un compare documents, seamănă destul de mult. Nu-i plagiat că e tot așa, e același autor? Nu e identic. Nu e identic, dar discuțiile cam totale sunt. Sunt totale, da. În schimb, la Nozick, Rothbard continuă ce a făcut și ultimele trei capitole. Ce a făcut? A criticat niște... A criticat competiția. Competiția era reprezentată de niște liberali clasici, de Mises, care a reproșat că, uite, poți avea o majoritate agresivă ca utilitarist. A criticat pe Berlin, pe ideea că libertatea pozitivă seamănă foarte mult cu egalitatea de șanse a socialiștilor. Pe Hayek, pe ideea că acea coerciție definită atât de largă încât o soție sâcâitoare poate fi o formă de coerciție sau că nu distinge între coerciție și folosirea defensivă a violenței. În libertarianismul de tip Rothbard, coerciția este inițierea violenței sau amenințarea cu inițierea violenței. Este o chestie rea, este o chestie agresivă. Or, Hayek o definește atât de larg încât multe lucruri devin coerciție și nu face distinția asta între folosire agresivă și folosire defensivă. Ok, acum i-a venit rândul lui Nozick. Ce ar fi de spus despre Nozick? Nu știu, chestia ar fi că seamănă cu Jeremy Irons, de exemplu. A fost un cărturar la Harvard, este un minarhist, cred că ar prefera să-i se spună, nu atât un liberal clasic. Minarhist înseamnă un adept al statului minimal, ideea e că statul nu trebuie să ofere decât servicii de apărare, tribunale, poliție și armată. Are o carte scrisă în 74 numită Anarhie, stat și utopie. Ce face Nozick acolo e o teorie contractualistă. Ce știm despre teoriile contractualiste? Că e o stare de natură cu lucruri rele, de exemplu la Hobbes, viața era urâtă, brutală și scurtă. Trebuie să faci ceva să ieși din starea și violentă, na. Trebuie să faci ceva să ieși din starea aia. Soluția era... Făceam statul, de exemplu. Și așa ne apăra de agresiunea din starea de natură. Cam asta face și Nozick, construiește o teorie contractualistă a statului. Rothbard aduce mai multe argumente aici. Dacă stai să le numeri, cred că ți-ai vreo 20. Nu știu dacă reușim să le acoperim. Nu cred că reușim să le acoperim, că e destul de... Da, în principal, ce zice Nozick? La sfârșit o să facem un top 10. Da, ce face și el. Că statul oricum ar apărea. Nu, asta e critica pe care o aduce Rothbard lui Nozick. Nozick face ce o să vorbim, dar în principal zice ar apărea statul oricum. Pentru că iată aceste... Sunt două direcții, după mine, care trebuie să le urmărim. Una e tocmai ce a zis Alexandru,
Statul oricum apare, statul e inevitabil, deci ai starea aia de anarhie, de, ai niște agenții de protecție și se petrec anumite lucruri, niște chestii cauzale și statul oricum apare. E ca la Marx, ai un fel de determinism, ăsta e, oricum va veni comunismul, că îl înjurăm, că îl iubim, el vine cu necesitate, deci forța istoriei. Deci asta e prima chestie, că statul emerge din starea de natură, prima direcție. A doua direcție e că statul e nu doar că vine în mod necesar, ci că vine și printr-un proces bun, printr-un proces de tip mână invizibilă, zice Nozick, adică printr-un proces legitim. Adică Nozick nu doar descrie niște mecanisme cauzale prin care statul emerge din starea de natură, ci spune că e și justificat, e legitim. De ce? Pentru că vine prin niște procese ok. Deci trebuie să, e drept să existe stat pentru că răspunde la niște lucruri rele. Din... Deci ar ieși așa, din, ar veni din, din interacțiunea oamenilor liberă, ar, tot ar apărea da, statul. Da, da, ca, o, da. ca un rezultat al pieței ar apărea. Nu doar că apare necesar, ci și că acea apariție e legitimă. Deci apare prin acțiuni bune, nu apare prin ce spune, de exemplu, teoria chiar dacă face statului rele. Ca și cucerire. Statul apare... Rothbard, de exemplu, îl citează pe Thomas Paine aici. Mai era un francez, Dunoyer, cu teoria asta. Statul e un bandit staționar, îi fură pe unii și așa apare statul. Deci nu e nimic nobil. Pentru Nozick, e nobil procesul ăsta. Și na, o să... Da, hai, nu știu, pe care preferați. Deci asta ar fi cele două direcții. Una e că apare nou necesar și Rothbard zice nu și spune 5-6 chestii în care nu. E necesar să fie așa. Și apoi spune și de ce nu e procesul ăla prin care se selectează statul, nu e unul de tip mână invizibilă, ci e un proces de tip mână de fier. Deci sunt niște acțiuni agresive prin care emerge statul. Ideea e că la început aici Rothbard spune că dacă îi concezi lui Nozick faptul că statul ar apărea prin teorie contractuală, mână invizibilă și numai acțiuni voluntare, niciunul dintre statele istorice cu care ne-am ales astăzi nu a apărut așa. În urmare, Nozick ar trebui să stea la locul lui și să aștepte să, ca să se coboare anarhia peste lume din nou. Și să aștepte să iasă statul ăla lui care ar fi justificabil. Da, da, exact. Asta ar fi testul. Păi dacă zici că apare în mod natural, ia, hai să ne lasem pace și să ne uităm cum apare. Nu, să aștepte. Asta se poate aplica și marxiștilor. De exemplu, dacă Rogozanu, să zicem, vine și zice niște chestii socialiste, stoiciu, tu trebuie să-i spui, păi ce a zis, mă? Trebuie să aștepți ca sistemul capitalist să-și epuizeze toate chestiile. După aia apar niște contradicții și vine comunismul. Deci termină cu prostiile. Ce trebuie să faci tu e să lauzi capitalismul, să împingi spre implementarea capitalismului, pentru că după aia vine. E clar că și Rothbard face mișto aici de Nozick. Ideea ar fi, deci procesul prin care trebuie să rezulte statul trebuie ăla cu agențiile de protecție, știi? Deci el îi zice lui Nozick, nu te grăbi. Hai să facem anarhocapitalism și după aia așteptăm să apară statul prin paternul ăla. Da, bine, ideea este și că în felul ăsta orice stat care există astăzi trebuie să devină nejustificat în viziunea lui Nozick. Nozick spune că statul ar fi justificat doar dacă ar urma acest proces de emergență și dacă statele de astăzi nu au trecut prin acest proces de emergență, nu au cum să fie justificabile. Adică e un fel și de, domn profesor, aplicați teoria acolo, că nu... Nu el a justificat statul de tip Nozick, dar nu, statele actuale nu sunt. Da, România, da, de exemplu, da. n-a evoluat sau acest... SUA, hai că omul vorbea oricare, despre oricare. SUA, știi, la vremea respectivă, da. Cum nu s-au adunat oamenii la Alba Iulia și au zis, vrem să fie... Se adunau la sala Palatului. S-au adunat, dar ideea e că n-ai avut niște agenții de protecție și apar intrigile alea, știi? Uite, ca să discutăm și chestiile alea... Uite, să dăm niște exemple rapid. Uite, un mecanism cauzal prin care poate emerge statul e industria de scală. Ce zice Nozick? În industrie de scală emerge un unic producător. Acum Rothbard zice, păi pe ce te bazezi? Dacă ne uităm, de exemplu, dacă ne uităm la hipermarketuri,
vedem că nu e merge un singur producător, ci că e merg mai mulți producători. Pe ce te bazezi tu? Chiar dacă ne uităm la piața apărării, la, ne uităm la lacăte, la agenți de pază, nu vedem un singur. Ne uităm în istoric, să zicem, ne uităm la Irlanda medievală, a durat vreo 1000 de ani, la fel, nu a rezultat un unic agent. Pe ce te bazezi? Economia de scală nu duce în monede. Deci este un tip de raționament din prima categorie. Rezultă în mod necesar un agent unic numit stat. El zice, uite, dacă mecanismul cauzal e industria de scală, nu rezultă asta. De altfel, asta e una dintre, poate, erorile cele mai clasice pe care le fac oamenii care nu sunt neapărat cu o înțelegere mai vastă între ale economiei. Ei se uită la Amazon sau, nu știu, la EMAG sau la ceva că crește, că numai crește, domne, și crește și crește și crește. Și au senzația că numai în direcția asta se va duce și cumva când aud din spate așa un cuvânt de genul industrie de scară și economii cauzate de industria de scară, zic, păi da, gata, nu există. Eu așa am învățat la facultate, hai la liceu, că creșterea asta, mă uit la ea, văd că e ori liniară, ori exponențială. Și așa mi se pare mie. Și știu că graficele care erau liniare sau exponențiale se duceau la infinit, frate. Deci, clar, ăsta o să crească la infinit. Toate graficele doar cresc, niciodată nu scad. Și când colo, dacă stăm să ne uităm la absolut toate, inclusiv, aș putea spune, inclusiv la Amazon, nu mai crește. Rata de creștere s-a aplatizat de mult, inclusiv la Amazon, inclusiv la Google, inclusiv sunt anumite locuri peste care nu poate să treacă. S-a aplatizat curba. Și, și aș spune tocmai asta, că singurul loc în care găsești un monopol, că am mai avut noi o discuție despre monopol, acolo sus, când vorbeam tot de la Rothbard despre monopol, singura chestie cu monopolul este că e dat prin lege. Adică, tocmai când vine vorba de monopolurile impuse de stat în justiție, în poliție, în apărare, în cine știe pe unde, tocmai sunt impuse de stat prin lege. Dar nu cred că e discutat, uite, când învață copiii, mă rog, studenții, despre monopol, zicem, așa se numește titlul cursului, nu cred că dascălul începe cu statul. Cred că începe cu Coca-Cola, cu Amazon. Da. Nu, alte mecanisme. Deci ăsta poate fi un tip de argument din chestia aia că nu e necesar statul. Poate fi să rezolve unui producător, știi? Dar ce zice Rothbard? Nu e necesar. Ca demonstrația lui Nozick să fie nimicitoare, trebuie să rezulte în mod unic. Singura. O, nu rezultă, zice Rothbard. Uite, empiric. Vedem că nu rezultă. Hai să luăm un alt argument. Se bat aia. Încep să se bat. Și asta e inconsistență, pentru că teoretic se înțelegeau la început agențiile alea de protecție nozichiene, erau una, se înțelegeau ca oamenii deodată văd că se bat. Rothbard întreabă ce s-a întâmplat cu asumția pacifice între ele. Hai să zicem, se bată. Rezultă de aici că emerge unul care îi bate pe toți? Nu știu, hai să ne uităm în lumea reală. Rezultă asta. În afară de America? Nu, dar nici America nu face. Păi da, știu. America nu intră în China, nu intră în Rusia. Tocmai. Nozick zice, păi nu, că nu e ca apărare, e ca la drumul, știi? Stai puțin, că apărarea nu e ca la pufuleți. În apărare vorbim de niște servicii unde vreau de un conflict. Este violentă, nu e... Vinde unul pufuleț, altul cumpără, nu. Păi și ce dacă e violent? Care demonstrația ta că s-a selectat unul? Nu există. Poți să o bată demonstrație... să rămână 3, știi, sau să rămână 50, câți erau. Sau... Subiectul de obicei e delicat din cauza că oamenilor le este frică de violență, pentru că poți să ajungi la zero, poți să mori. Ei, li se pare că e cu totul altceva. Dom'le, toate ca toate, înainte de libertate, trebuie să supraviețuim. Și da, se justifică de multe ori
Da, da, e un, un tip de argument, știi? Uite, dacă ne gândim la... Eu credeam că Rothbard a zis asta, dar se pare că Proudhon a zis-o. Că libertatea este mama ordinii, nu fica ordinii. Deci argumentul anarhocapitalist e că îți creează această siguranță prin competiție pe agenții. Ordinea spontană. Discuția lui Nozick are și... Liber. Nu, n-am intrat în... în partea etică. Parte, că ne întrebăm, domn, dar de ce iese aia de acolo? Ce nu le place? Știi, că vreau să mai rămânem puțin, dacă mai avem pe... Nu știu ce ar mai... uite, aia cu USB-ul. Din faptul că avem standarde pentru USB, nu înseamnă că trebuie să avem o firmă unică, un singur producător de USB-uri. Ornozic are... Deci, nu știu, Ornozic cred că zbifează toate... locurile comune etatiste, știi? Am mai discutat la Friedman asta. Asta ne învăța și el, din faptul că ai standarde universale, nu înseamnă că trebuie să ai... Nu, ai mai mulți care fac. La fel și aici. Ornozic zice nu. Când încep să negocieze și să emeargă un standard, rezultă statul. De... Bine, uite, la USB a zici că e puțin... dușitor, nu știu, că și-a băgat Uniunea Europeană la un moment dat coada în standardizarea USB, mult mai târziu, dar mă rog, și-a băgat coada și însă dacă putem să ne gândim la o vreme mai bună când Uniunea Europeană încă nu era atât de birocratică pe cât e astăzi, da? Arhitectura calculatoarelor compatibile IBM. Da? Dacă pentru cei care v-ați născut mult mai târziu, odată pe vremuri, întrebați-i pe părinții voștri, chestiile astea însemnau ceva pentru ei. 286, 386, okay, 486, boomer. 586, Pentium. Da? Unde ai compatibilitatea între cine și cine? Păi erau mulți producători. Nu făceau chipuri numai, nu făceau procesoare numai IBM. Și da, IBM a venit, uite, asta este o arhitectură standard. Da? Așa au luat ce. Și evident că s-au apucat și au făcut chipuri și alții, da, pentru că asta se cerea. Și alții? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Păi, uite, de exemplu, ai toate companiile de laptopuri de astăzi care au supraviețuit, sunt producători de asemenea calculatoare pe vremuri. Sau la telefoane, nu? Poți da exemplu. La telefoane ar fi standardul GSM, dar acolo era deja, pot să spui că e deja reglementat de stat, știi, și nu... Eu am căutat un domeniu în care statul nu și-a băgat neapărat. Nici acolo nu era neapărat nevoie să-l reglementeze, că uite, de exemplu, când a fost ZAP-ul în România, da, pe standardul, ce n-abia era, UDMS sau ceva, nu era pe standardul GSM. Să putea și așa, dar... Mă gândești la unități de astea de măsură, banița sau metru, știi, sau... Cred că se pot găsi istorii în care oamenii au... N-a venit statul și a zis... Da, nu, banița... dar eu ce vreau să zic e că, uite, acum nu mai mult de 30 de ani, da, aveam această piață a calculatorilor care nu era reglementată, nimeni nu se apuca să impună standarde, nimeni fiind nimeni de stat, nu se apuca să impună standarde și cumva, frate, toate calculatoarele erau compatibile, ba chiar mai reușeau unii să scrie... drivere pentru tot felul de piese, programe care să funcționeze cu driverele alea, apăruse standardul plug and play, care iarăși nu a fost reglementat de stat și așa mai departe. Și astăzi, de exemplu, avem tot felul de open source, da? Iarăși open source nu este standardizat de către stat în niciun fel. Din nou, dacă ai argumentul ăsta că sunt lucruri care nu contează. Putem să înțelegem că să nu se bage statul în lucruri din astea, că nu agresează pe nimeni. Dacă nu sunt compatibile piesele de computer, whatever, nu ne pasă, nu avem pierderi pe când lucruri din astea care, vai... Deci, pe de-o parte, oamenii vor să fie reglementate chestii pentru confortul lor. Vreau să cumpăr, vreau și eu un cablu de încărcare și toate să fie la fel, ce să spun. Asta e confort și pe de altă parte zic, păi nu, dar sunt lucruri care sunt periculoase, cu mașina, ai grijă, whatever, ce mai tipă părinții în cartier.
Și să gândesc că, vai, trebuie cineva să se ocupe. Păi dacă e așa de important și țin toată lumea, ține la viața lui, nu te gândești că s-ar compatibiliza poate mai bine? Adică, am mai adus noi argumentul ăsta. Dacă ai lăsa libertatea să meargă standarde, s-ar putea ca standardele să fie libere să evolueze decât să fii limitat de standardele puse astăzi de stat și tu găsești, fiecare om găsește neajunsuri la ce a reglementat statul. Și n-ai ce să faci, le convine, ăsta e jocul. Da, nu, aici sunt două lucruri despre care am mai discutat și cu alte ocazii. Unul dintre ei este că oamenii în sine nu vor să-și ia răspundere pentru propria lor viață, ci preferă să aibă pe altcineva pe care să dea vina. Și adică ca să se plângă, domne, n-a fost vina mea. Despre viața lor e foarte ciudat. Da, e cumva, nu știu, aș putea spune dacă e să caut un motiv de vină, a zice că poate e o hibă în educație care nu v-a învățat să vă luați viața în propriile mâini și era mereu, dar nu e din vina mea, tati, nu, n-am făcut eu, nu e, s-a potrivit altfel. Lasă că te leg eu la șireturi. Da, ceva de genul ăsta. Asta o dată și a doua chestie, dacă tu nu vrei, că celălalt argument pe care l-am auzit, nu mersi, celălalt argument pe care l-am auzit a fost ăsta, că domne, dar să te chinui tu, păi cât îți pierzi, trebuie să devii expert în 700 de mii de lucruri, îți pierzi timpul să măsori, să nu măsori, să nu știu ce, să nu știu cum v-a plăcut la colectiv? Da, chestia asta cu azilele groazei care e acum până știre, vă place cum a ieșit? Da, tu. Nu erau privația? Nu! Era ONG. A, și stai. Era ONG... Și era reglementat, funcționat după standardele în vigoare impuse de stat. Adică... Nu, dacă ai zis că era ONG, nu trebuie să mai precizezi. Mersi. Știm că ONG-urile sunt de stat. Auzi, și insult to injury, acum s-au dus toți de pe în județe să verifice cum e la azile și chiar la azile unde totul mergea bine, dar n-aveau... Sau aproape bine. Dar lipseau hârtie. Deci n-aveau nu știu ce hârtie conform procedurii, le-au închis. Dar ele mergeau bine. Oamenii de acolo au zis, nu, o ducem bine, lăsați-ne în pace. Nu, i-a mutat la spitale, au închis, sau... Deci, statul. Stupid. Bine, și pe mine mă îngrozește altceva când am auzit că i-au mutat în spitale. Pregătește o grevă a personalului din spitale. Ah. În curând, pe ecrane. Când au fost negocieri cu guvernul, au fost povești de genul ăsta, da. Personalul auxiliar, când au primit nu știu câți bani. Uite, când ai auzit ultima oară de o grevă la privat? Să nu-ți meargă o industrie întreagă, privată, nereglementată. Deci cer deja avioane, nu există. Unde să fi fost grevă? Și a stat producția și s-au oprit. Bine, și au prin lege, și au prin lege chestia aia cu continuitatea serviciului public, știi? Trebuie să funcționeze nu știu cât, știi? Doar urgența. La spitale doar urgența. Asta, și ăștia bătrânii de care ziceam, nu-ți băgați la urgență. Nu. De asta m-a îngrijorat ideea că tu le închizi azilele, mus la spitale, zici că nu știu ce, bine, au mai fost mutați la spitale bătrânii la un moment dat în timpurile de COVID și vorba aia s-a redus încărcarea asupra bugetului de pensii, dar și acum la fel o să fie. Îi bagă în spitale, ăia o să facă grevă când o să intre în grevă și Dumnezeu cu mila. Uite, o altă chestie. Dacă, deci statul este o multistruțocămilă, deci el face multe chestii, dar în esență o parte, ca o categorie de lucruri pe care le face, e, vezi, doamne, asigurător. E asigurător eventual de ultimă instanță. De asta are lumea dorința și încrederea. În sensul că apare ultimul. Păi, cam asta, da. Și atunci te uiți
Dacă ăsta eu îl privesc ca pe un asigurător, ce face? Poate să închidă astea? Păi asta e toată asigurarea ce-mi dai? Doar urgență? Ce servicii sunt astea? Pe de altă parte, oamenii zic, păi da, lasă-mă și cu asigurările private, că m-am lămurit. Ăștia n-au interesul decât să nu te plătească, să țină ei banii, să-ți ia banii. Tu vrei să te asiguri, ei ți-au banii și după aia nu-ți plătesc, îți găsesc chichițe în contracte, lasă-mă că m-am lămurit eu cu privații voștri. Problema este că uite așa mutăm. Goalpost-ul, cum se cheamă, ținta. Problema este că dacă tu ai dreptate și asigurarea fie de stat, fie privată, nu-ți furnizează ceva corect, ce poți să faci? Te-i dai în judecată. Și judecata, ce fel de judecată este? Este o judecată monopol de stat. Ce pot să facă judecătorii? Păi poate să mai judece. Au vreun interes să dureze puțin judecățile? Nu, salariul merge. Și pensia specială. Și după aia, ei cum poate să au și ei limitările lor? Sigur că da, sunt limitați de legile date de legislativul statului. Cum sunt date legile alea? Păi sunt o gașcă de băieți acolo care au ajuns că a fost votat cu tare partid, n-au fost votați ei punctual. Păi aia nu poți să-i alergi prin județ. Mă, de ce ai votat prostia aia, prietene? Da, și ei 4 ani, las că îi pedepsești tu peste 4 ani. Ei 4 ani dau niște legi ori proaste, ori ticăloase. Relele de pe planetă. Și după aia justiția, să zicem că sunt niște îngeri în justiție, care oricum sunt a treia putere în stat, deci ei nu sunt justiția independentă, că asta e o cheie la care o să ajungem în strategii pentru libertate. Justiția trebuie să fie independentă. Și încă nu este. Discuția, cum zicea și Humor, ok, vrei binele și eu vreau binele, dar dăm și niște... o structură de stimulente, o chestie prin care să se realizeze acea chestie. Păi, inclusiv Nozick are problema asta, deci hai ca să glisăm puțin spre partea etică. Ce nemulțumire are el față de agențiile anarhocapitaliste? Păi vorbim despre, de exemplu, despre probarea vinovăției. Suntem de acord că trebuie să promovăm cât mai bine vinovăția sau vrem un sistem în care vinovat și nevinovat să probăm. Și argumentul lui Nozick e că deci cum apare statul? Eu ofer, privații oferă niște servicii proaste. Serviciile proaste sunt legate exact de această probare, demonstrarea vinovăției. Ori ele sunt importante, țin de niște drepturi procedurale, nu trebuie să demonstrezi că ăla e vinovat. Nu bag un nevinovat, îl iau de pe stradă și îl bag în pușcărie. Aia e o agenție nedreaptă. Care e soluția lui? O soluție putea fi să... problema se putea rezolva în țara anarhocapitalistă prin competiția între agenții. Unele aveau criterii proaste, servicii proaste, și prin competiție, na, clienții se tot mutau. Dom'le, ce fac ăia? Păi nu știu, nu te și bat. Te și nu știu ce. Ok, mă mut. Am libertatea să mă mut la stat. Nu am libertatea să mă mut la... Apoi de aici... discuția lui Alexandru. Ce le faci la ăștia? Păi ai o mutare în plus e că poți să pleci de la agenția aia, știi? La stat n-ai mutare. Nu poți să spui mă mut de la Armata Română, mă mut la... eventual prin schimbarea cetățeniei, mă mut la armata braziliană, să zicem. Dar provocarea anarhocapitalistă e ca pe același teritoriu să mă mut. Eu nu trebuie să mă mut din București, știi? Aici mă mut, da? Așa cum mă mut de la Digi la nu știu cine, deci nu e... Uite, aici vreau să zic așa ironic că tribunalele poporului, da, sovietic, cechiștii, da, n-au condamnat niciodată pe cineva nevinovat, adică toți ăia pe care au condamnat Își recunosc vina cu spre semnătură și au recunoscut vina. Ei, la alți i-au bătut până au murit. Dar nu i-au condamnat. E posibil ca inchiziția să fie și mai, cum să zic, mai serioasă, știi? Să aibă actele.
Deci asta e problema lui Nozick. Dom'le, de ce avem nevoie de stat? Pentru că îi oferă niște servicii proaste. O soluție libertariană, dacă era anarcho-capitalist, era să spună, ca și la mașinile de spălat, competiția îți creează servicii mai bune. Dacă ea, într-adevăr, statul de boi încât nu respectă drepturile alea procedurale, nu demonstrează vinovăția, da, oamenii se mută și pe la orice serviciu. Soluția lui care? Două salturi mortale care pentru el pentru el probează sau nu știu de unde el derivă legitimitatea statului. Primul salt mortal e să interzice. Și așa ajungi la statul ultra-minimal. Mă tot întream, domnule, care e diferența între ultra-minimal și minimal? Deci ai două salturi mortale. Primul salt mortal e să interzici pe ea. Interzici competiția, vrei să spui. Fii atent, îi interzici, nici măcar nu i-ai prins cu procedurile greșite. Știi că e un risc. Da. Deci mergi pe risc. Deci ăsta e primul pas. Mortal, interzici pe ea. Interzicerea producătorilor de pufuleți e un proces de tip mâna invizibilă? Rothbard zice nu. Nu, e un proces de tip mână de fier. Curenția și închide pe ea. Dar vezi, iar te-ai întors la pufuleți. El zice că nu e ca la pufuleți. Da, da. Deci ăsta e primul pas. Al doilea pas este că, păi, ok, i-am interzis pe ea, dar ce fac clienții? Au rămas pe stradă ăia, unde să mai duc? Îi compensez, e al doilea pas mortal. Lasă că vine la mine. Eu sunt stat. Sunt agenție de protecție dominantă. Nici măcar nu-i compensez prin bani, îi compensez că apărare, procedurile alea, știi? Deci asta e soluția lui Nozick. De ce e nevoie să știi economie? Cred că dacă era economist, poate nu trecea așa de repede, știi? Se gândea la soluția, mă, dar poate unul pune mai prost. Nu. Merg în primă instanță la el. Poate ia prin competiție, rezolvă problema. Nu, pentru că, uite, asta e, poate, așa cum ai spus și tu, tinde să dea în toate gropile. Asta e tot o groapă despre care am mai vorbit. Dom'le, noi vorbim acum de justiție, nu vorbim de economie. Noi vorbim de justiție. Justiția trebuie să fie justiție, prin urmare, ca să găsim justiția corectă, trebuie să găsim niște tehnocrați bine intenționați, eventual și cu mintea luminată, de undeva de sus sau mai degrabă de jos în cazul ăsta, da? Care să scrie procedurile în undeva într-o izolare în palatul lor de creștar acolo și ei scriu procedurile și gata, asta e. Da, apropo, și de legătura. Și numai așa putem ajunge, da. Adică numai prin, cum îi spune, nu printr-un proces emergent din nevoile umane găsim adevărul, ci printr-o revelație. Adevărul nu poate să fie decât obținut printr-o revelație cu sursă aprobată. Uite, apropo și de legătura cu prima parte, cu emergența statului, de ce doar unul stăpânește procedurile astea? De ce nu trei? Deci acolo, să zicem, avem 50 de agenții, păi asta de ce doar una vede acele... Păi de ce asta, nu trei? Asta zic, că numai pe una poți să pui ștampila, adică dacă stai să te gândești, da, care este cea mai bună? Cea mai bună poate să fie trei? Nu, poate să fie una. Cred că am mai vorbit noi chestia asta. Deci, ce e mai important decât siguranța și apărarea? Mâncare. Păi la mâncare nu te hrănești de pe o piață. Ai concurență, ai o grămadă de producători, ce ai zis și tu mai devreme. Acolo nu e mai important. E mai important să întâi să mănânci și după aia să nu-ți cadă bombe în cap. Bine, cineva o să zică că e invers. Nu, mă gândesc că ar putea spune că și acolo, dacă nu ți-am dat noi standarde. Da, alegerea e a mea, eu pot să mănânc. Nici haleala nu e neutră. Adevărul e că franzela aia carne nenorocită de la sece, nu, de la întreprinderea de pâine, după vremea Ceaușescu. Mașina de pâine. Da, nu se compară, deci nici nu se compară cu o pâine făcută acasă în regim privat. Nu? Că așa am învățat. Era mai bună aia pentru că era așteptarea. Și frustrarea. Așteptai mult după ea și după aia, da. Toată lumea știe că, ziceam mai devreme, că ca să te gândești care e cea mai bună, da? Cea mai bună e una, nu e, nu-s două, nu-s trei, nu-s patru, da? Dar e o diferență între cea mai bună în existență și cea mai bună posibilă.
Da? Dacă ai numai una, aia va fi cea mai bună în existență. Acum, nu e deloc o întâmplare că aia va fi și cea mai proastă în existență. Și șansele sunt să nu fie deloc cea mai bună posibilă. Ba, ar putea să fie chiar și cea mai proastă. Deci un paradox e cel mai bun lucru, în același timp e cel mai prost lucru. E, pentru că e singurul. Dacă insist să fie singurul, da. Ca statul. Păi despre el vorbeam. Dar să nu uităm. Să nu uităm. O altă chestie, uite unde nu ne-am oprit noi și după aia vreau să ne întoarcem la partea aia cu compensația, că face Rothbard un argument acolo foarte mișto, dar înainte să ajungem la el, Rothbard citează și partea asta cumva în viziunea lui Nozick. Odată ce apare această agenție de protecție, oamenii tind să își cedeze suveranitatea în fața ei în perpetuitate. Ori Rothbard spune că, citându-și pe George Mason, care spune că toți oamenii sunt în mod natural egali în libertate și independenți și au anumite drepturi naturale inerente pe care, atunci când intră într-o stare de societate, într-o interacțiune socială, nu pot în niciun fel să își scadă din cum să spun, din deținerea acestor drepturi. Adică e ideea aia că sunt niște drepturi inerente, inalienabile, cum a mai făcut Rothbard referire la asta, iar să cedezi suveranitate în perpetuitate, dacă ne aducem aminte atunci când am discutat introducerea făcută de Hoppe la această carte, și el tot la asta se referea, că dacă tu îți cedezi suveranitatea în perpetuitate asupra proprietății tale, se cheamă că nu mai ești proprietar acolo. Și deci, dreptul de a, care este dreptul pe care îl cedează în perpetuitate ăștia și inclusiv, atenție, inclusiv pentru copiilor, ceea ce încalcă o altă idee de a lui Rothbard, aia în care tu stabilești obligații pentru terțe persoane fără acordul lor. Deci legitim. Deci e legitim. Dar care era, ce vreau să spun înainte de asta cu copiii, care era lucru pe care îl încalcă? Da, ei își cedează dreptul de a încheia contracte în mediul ăsta al apărării comune, cu alte agenții decât asta preferată de Nozick. El dreia... Da, nu, n-am vrut să insist pe argumentele astea. Și argumentul promisiunii și argumentul inalienabilității voinței. Prezente și în alte discuții, și la avor, și la vânzarea corpului, și la... le aplică și aici. Uite, m-aș lega de aia cu... când spune Nozick că omul își cedează agenției și Rothbard zice, de unde? Și el zice că e mai probabil să nu, că agenția să-i lase în continuare dreptul să apere. Cred că e mai probabil mai degrabă. Adică să-l lasă să aibă armă, da, să da. Nu știu. Da, exact. Adică ideea lui Nozick ar fi asta, ca din, să zicem, Marea Britanie sau alte țări foarte civilizate din Uniunea Europeană, în care dacă cumva ești agresat, nu trebuie să te lupți cu agresorul tău, trebuie să strigi: "Au, au, poliția, 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 am murit." Wasted. Da. Pe când chestia asta chiar nu ar avea sens, adică din punct de vedere al oricărei agenții. Dar ce, te-am luat handicapat? Adică nu... Poți spune că poți avea, nu știu, oameni mai snowflake și vor asta, știi? Deci asta e cererea, știi? Da, e? Na. Păi da, dar... Știi, ființa umană? Nu știu. Pentru dacă... ăștia faci un abonament special. Da, vorba aia, trebuie să le faci un abonament special, pentru că tu trebuie să le promiți că vei interveni și să îi jupoi mai repede de bani, pentru că șansele sunt să moară mai repede decât ei lați care vor să și apere, știi? Care o să-și plătească mai puțin. Da.
E la compensare aș vrea să revenim că aici o parte importantă, noi ne-am mai lovit de chestia asta și cu de când discutam ala cu asteroidul lui Friedman. Ai voie să iei dispozitivul la moșul ăla? Nozick ar zice că dacă îl compensezi, ai voie să-i lei. Dacă tu îi dai 1000 de euro și iei ăla, orice zice Rothbard e că nu, n-ai voie, e interzis să faci așa ceva. Compensare e o pedeapsă ulterioară, dar nu e, îți dau o palmă, stai că îți dau 1000 de euro. Nu există așa ceva. Da, da, e o formă de expropriere care nu e nimic nou. Da, dar argumentul lui Nozick e că ăsta e un proces voluntar. Deci dacă ți-am dat o palmă, dacă îți dau 1000 de euro, a fost o chestie Adam Smith. Ce prostie, adică evident că e o greșeală. Nici măcar palma n-a fost cu mâna invizibilă. Da. Da, e puțin bizară chestia asta și mai ales faptul că, uite, vorbeam și în alte, medii de problema asta. Că da, în clipa în care oamenii ăștia se gândesc, își introduc practic conceptul de compensare în teoria lor cu care se joacă, ei tind să-l trateze ca pe un preț. Când am mai spus și în urmă cu vreo două episoade, cred, tocmai faptul că trebuie să-l acorzi după îți spune că nu e preț, că preț ar fi plătibil înainte. Dacă, de exemplu, o palmă pentru Costel costă 500 de euro, eu ar trebui să-i dau 500 de euro înainte și Costel să spună dă-i. Altfel, dacă eu îi dau 500 de euro și Costel zice, nu, n-a fost, nu atâta a fost. E vorba aia, am mai spus și cu altă ocazie, prețurile în sine și mi se pare că vorbește despre chestia asta și în cadrul capitolului. Că tocmai ăsta e argumentul schimburilor voluntare, că prețul unui serviciu sau al unei acțiuni, tu nu poți să îl extragi decât prin schimburi voluntare și nici atunci nu poți să spui care e prețul efectiv. Poți să spui doar că dacă schimbul s-a petrecut în momentul ăla, acel lucru valora atât pentru persoana care a executat schimbul. În momentul ăla. În momentul ăla. Da, mi se pare că dă Rothbard aici exemplu ceva cu un ziar. Dacă dai 15 lei pe un ziar în fiecare zi, preferi ziarul pentru 15 lei, dar tu oricând te poți opri. Poate s-a stricat ziarul, poate nu mai ai chef, poate îți trebuie ochelari. Bine, critica asta lui Rothbard spune că demonstrează prea mult în sensul că se poate pune și pentru libertarieni, știi, avem niște agenții îi arde pictura unuia, ăla să ceară preț, fie să spună că e inestimabil, fie să ceară preț de Van Gogh, cum o rezolvăm? Deci agenții libertariene, să zicem. Trebuie o soluție, nu știu, ca tribunal, nu o să-ți dau preț de Van Gogh. Prețul vieții, să zicem, sau nu? Câteva mii de euro, sau fac o estimare. Adică critica se poate aduce și nouă, ca să zic asta. Da, zi. Convențional, așa o rezolv. Nu poți, în absolut nu poți să rezolva, dacă da, este inestimabilă. Da, tocmai că tu în clipa aia pornești de la premiza că vrei să faci o restituție, deci accepti că s-a petrecut o nedreptate, da? Accepti că s-a petrecut o agresiune, că e ceva de reparat acolo. Nu zic, consider prețul despăgubire, asta e problema. Da. De multe ori oamenii vor să știe, dar cât bani o să primesc eu, o să primesc cât cer eu? A, păi dacă nu, atunci să fie o dreptate pentru toți, cum impune statul. Observația... De ce statul dă cât cer tu? Nu, sau dacă zici, o să fie, o să hotărască piața momentului, cam care era valoarea tabloului stricat. Ideea este că dacă proprietatea este respectată cu sfințenie, s-ar putea ca prețul ăla să nu fie ce ne imaginăm noi astăzi. S-ar putea să fie ori foarte mic, ori foarte mare, după caz. Adică justiția liberă, din lumea liberă, s-ar putea să caute cu adevărat adevărul. Nu doar pacea pe moment, hai încercăm niște prețuri și vedem care îți convine. De obicei, asta îți vine să zici. Dar și încercarea aia te poate duce către... Da.
adevăr, știi? Dacă dincolo nu prea ai acea încercare că nu ai competiție. Da, ce voiam eventual să zic? Căutarea de soluție, nu știu, niște de grupuri de lucru, Ministerul Justiției sau nu știu ce, dar n-ai competiție pe bune ca între Penny și Lidl. Deci ăștia chiar sunt în competiție, știi? Chiar se gândesc la soluții alternative. Ideea e că oamenii se gândesc că mai bine o lege proastă, dar pentru toți, decât să fiu eu la mâna negocierii cu niște rechini. Păi ăia mă mănâncă pe pâine, asta o să facă presiuni, nu știu ce. Și, și acum cum ești? Asta e, că el are impresia. Exact. Acum cum ești? Nu numai de asta, e o oarecum o altă reîncarnare a argumentului Hayekian din episodul trecut. Da, da. Zice că, domne, dacă statul face o lege pentru toți, chiar dacă e proastă, e mai bună decât riscul, e o aversiune la risc. Da. Dar, așa cum a spus și Costel, de fapt, tu nu identifici situația corect, că doar pentru faptul că nu te brige pe tine cu subiect și predicat din țintă, da, nu înseamnă că nu ești fript la fel de mult. Și pe alte părți, să te uiți mai... Da. Cu mai mare atenție să pui lupa mai... Unele este evident, uite asta, cu jumate din leafă, nu trebuie să fii mare filozof ca să... Deci asta e mesaj mainstream, zice toată lumea, nu e o chestie avangardistă și libertariană. Trebuie să cauți, să tastezi. Nu, o zice... Deschizi, zice ceva, că rămâne să-mi fără. Ideea e că mulți se așteaptă ca statul să facă. Și de-aia au încredere în ideea de stat, în ideea de un sistem din ăsta centralizator. Adică dacă îi întreb pe oamenii de rând ce credeți, merge bine statul? Nu, nu merge bine. De ce? Păi sunt niște incompetenți și niște ticăloși. Dar sistemul e bun? Sistemul ar fi foarte bun dacă ar fi oamenii potriviți. Noi ce zicem? Noi zicem că și sistemul cu oamenii potriviți, chiar că ar fi mai bun decât ce avem astăzi, noi propunem concurență care evoluează lucrurile, permite să fie și mai bune, să poți să găsești soluții mai... Și nu ar fi niciodată o lume sălbatică, cum își imaginează lumea, aoleu, deci trebuie să dau fuga, să-mi angajez avocați... Unu, că și astăzi se întâmplă la fel, ba chiar rechinii cu care trebuie să negociezi s-ar putea să aibă în spate armele statului și atunci, noroc bun, luptă-te cu ei. Și cum zicea și Vali mai devreme, nu trebuie să te pricepi la toate, trebuie să fii liber să-ți alegi serviciile. Și acum nu te pricepi la o mașină de spălat, deci cine, da. Care dintre noi... Să vină reparatorul, da. Inginer se pricepe la mașini de spălat. Dar ideea e că ai posibilitatea să free to choose, știi? Poți să pleci, la stat nu poți să pleci. Și nu înțelegi că uite, Lidl n-a omorât sute de milioane de oameni, știi? Asta e un fapt. Statele au omorât făcut asta. Uite, există cărți, există cum e aia lui Courtois. Cartea neagră a primelor comunismului, aia lui Rommel, Dead by Government, știi? Deci chiar sunt sute de milioane. Care sunt rechinea? Păi Amazon, a făcut Amazon chestia asta? Nu, că îi ține, exploatează în... Domne, dar i-a omorât? Dar îi ține cu forța? Da. Nu, dar îi ține cu... Că asta zice Rothbard în mai multe situații. Da, înțelegem că poate să fie niște inerții economice, n-a putut să plece din oraș, trebuia să lucreze, n-avea cum să lucreze decât în mina de vorbire. Dar nu te fură, Lidl nu te fură, își fac niște reclame la niște produse și te duci singur și cumperi dacă vrei sau poți să refuzi. ANAF te fură. Deci când vorbim de rechin și nu știu ce, statul te fură. Ia să nu mai vorbim că nu știu ce s-a descoperit acum recent, că în absolut toate panourile solare care sunt făcute în China e nu știu ce minereu care e obținut prin minele din Uiguristan. Unde în caz că nu știați, acolo se lucrează cum se lucra la noi la canal, pe criterii etnice. Nu, deci aia e un fenotip
da, o rasă de oameni care chinezii o persecută fără nicio problemă. Nici foarte prea ascuns. Da, Amazonul e, acolo e problema, la Amazon, al dracu capitalistul. Da, da, e verde. Ideea e că și toată viața, dacă tu ai trăit cu chestia asta, e greu să... Cred că școala e proastă nu atât pentru că nu transmite niște conținuturi. Nu știu, vreau să aud la universitate, dar uite, mi se pare un tip foarte tare și n-am auzit. Nu mi-a transmis acest conținut. Mi-a transmis numai, nu știu, niște autori de mâna 10-a și atât a putut. Asta că nu-ți dă conținuturi. Cred că e și faptul că îți omoară pasiunea, așa, și înțelegi pe ăștia cu unschooling, cu homeschooling, știi? Uite, când vorbești de idei libertariene în public, vezi o reacție de asta, știi, de apărare. Deci omul e complet îndoctrinat, complet, nu mai are nicio... Ia, frate, ia ce zice ăsta, știi? Da, uite, ca să fac trecere ilegală către ultimul capitol. Nu mai ține. Eu mai vreau să mai stăm pe asta cu compensația. Zic cu compensația atunci. Că face Rothbard aici un din ăsta, zice, domnul Nozick, hai să presupunem că ne întoarcem la o lume de aia de anarhocapitalism. Da? Așa, da. Că se desfințează toate statele, stăm în poziția aia de anarhie și după aia inevitabilitatea lovește și se consolidează o agenție de asta anarhocapitalistă de protecție într-un stat. Bă, și văd anarhiștii ăștia, da, care s-au obișnuit să trăiască în anarhie, văd statul cum apare, scoate capul așa și apare statul. Și... Ca în Aliens. și spune Rothbard, cum o să compenseze anarhistul ăla care vede cea mai mare teroare pentru el cu ochii liberi? Nu există compensație justificată. De unde o scoți? E ca la discuția de DNA-uri cu tablou. Cât poți să ceri compensație? Ce justiție de stat ăla care a apărut o să-ți dea prețul corect? Pentru că pentru tine poate e un preț infinit. Sau zero, nu cum e pădurea neprețuită. Deci, dar nu vreau să mi se cumpere chestia asta. Nu vreau, lăsați-mă, va de retro. Da, tu nu vrei să existe. Păi uite că îți dau educație gratuită. Păi dacă eu nu vreau să existe instituția asta. Păi e gratuită. Da. Da. Mie mi-a plăcut aia lui Childs. Cu ce ne rămânem până la urmă de la Nozick? Păi... cu statul, asta ne oferă. Ce zice, permiteți să refuz această ofertă generoasă, știți? Da. E foarte simpatic. Da. A murit și tânăr săracu, știi, pe la 40 ceva de ani. Dar foarte, foarte interesant. Îl aduce și argumentul ăsta că poți, întrucât riscul ăla pe procedură sau riscul de preț există și pentru stat, poți să o inverci, știi? Invisible hands strikes back, știi, te întorci înapoi în statul fiind idiot și nu știu, iar vezi că procedurile sunt varză și te întorci în sărbăticie, știi. E, și o altă chestie care tot așa o explicitează Charles, e asta că statul, să zicem că are anumiți clienți, statul fiind apariția acestei agenții dominante, să zicem că agenția asta dominantă are anumiți clienți. Dar există și alți clienți care preferau alte agenții până când s-a instaurat asta stăpână pe piață, da? Și acum pe acești clienți, pe ceilalți, trebuie să-i compenseze. Cum zicea Costel, păi le dă protecție, le dă stat, asta pe de-o parte. Dar pe de altă parte, ca să-i compenseze pe ăia, trebuie să-i taxeze mai mult. Deja observați că s-a schimbat limbajul, da? Trebuie să-i taxezi mai mult pe clienții săi fideli. Deci cumva ca unii să ia servicii pe gratis, trebuie să ca ăilalți care plăteau cu regularitate să plătească mai mult. Seamănă puțin cu ce face statul. Nu zic nu, seamănă. Dar dacă ar fi să fie consecvent statul, apare o diferență de plată ăstora, clienților lor, dintr-o dată le ia mai mult. Teoretic trebuie să le compenseze și pe ăștia, pentru că le-a făcut o nedreptate, le ia mai mult.
Printeză. Ăștia cu ce-i compensează? Printeză. Exact. Nu, poate ai să mulțumiți că suntem toți la stat. Bine, mai ai o variantă. Mulți că o să zică pot să am serviciu și să nu plătesc și să și primesc niște compensații? Ah, păi nici eu nu voiam agenția asta. Da, spune și... Nu spune în felul ăsta, ci o spune faptul că atunci când, dacă e să aplici principiile economice corecte, atunci când tu crești prețul unui serviciu, ai niște clienți marginali care teoretic trebuie să se orienteze către concurență. Deci, practic, atunci când statul respectiv crește taxele asupra propriilor clienți fideli, pe unii dintre ei trebuie să îi împingă în economia neagră. Ceea ce se și întâmplă, de altfel, da. Da, cred că și reproșează Rothbard asta, că el nu-și pune problema taxării. Îi compensezi, ok, cu ce îi compensezi. Altă discuție putea fi și că dacă tu le dai bani, nu le dai servicii, iar nu ți este scenariul emergenței din anarhie. Pentru că tu pur și simplu faci dreptate, că n-am forgiven. Pui pe aia, ce făceați? Nu respectați procedurile. Dați-le bani și la idei că rămân, știi? Ele 50 de agenții, rămân. Și nu emerge niciun stat, știi? Doar ai... Și o altă chestie pe care o observă Rothbard aici, în clipa în care îl vede pe Nozick folosindu-se de prevederea aceea lui Locke, care spune că să nu apropiezi astfel încât să-i lași pe alții worse off, vede și el aceeași problemă pe care a mai semnalat-o. Mi se pare că tot el a semnalat-o în trecut sau cine? Știu că am discutat de ea la un moment dat, despre faptul că dacă tu, apropiind, îi lași pe ceilalți, lași mai puțin pentru ceilalți, prin regresie infinită rezultă că nimeni nu putea să aprobeze nici o bucățică de pământ. Friedman spunea, nu? Da. E, observă și Rothbard în situația asta, că dacă e să depinzi de acea prevedere a lui Locke, nu, dacă e să-l aplici consecvent, nu poți să mai apropiezi nimic, face apropierea imposibilă. De ce nu poți mai zici o dată argumentul? Pentru că argumentul lui Locke era așa, că tu când apropiezi, nu trebuie să-i limitezi pe ceilalți. Ori cantitatea de pământ e limitată. Tu dacă ai luat ceva, a rămas mai puțin pentru ceilalți. Da, trebuie să fie egal. Trebuie să fie egal. Deci nu faci calcule. Se nasc alți oameni. Trebuie să fie egal când? Se nasc mereu alți oameni. Calcule și asta. Păi n-ai cum. Integrale, cum? Deci, au încercat chinezii odată să calculeze câți oameni se nască și nu-și n-a ieșit bine. Sau poți să faci altceva. Ai voie să apropiezi doar jumătate. Și după aia da, jumătatea mea e mai mică decât jumătatea ta. Și comparativ ești worse off. Nu, dar care era argumentul lui Freeman? De ce nu poți să te întinzi? Păi de asta, pentru că face apropierea primului imposibilă. Prin regresie infinită. Ideea e că dacă pleci de la ultimul care mai are ceva de apropiat, dar au mai rămas 5 care să apropieze, da? Și eu vreau să apropiez și nu mai rămâne pentru alții, da? Și astfel îi pun pe ceilalți într-o situație mai rea, prin apropierea mea le stric lor șansele, da? Nu pot să fac mai mici porțiunile? Păi nu poți, că la un moment dat are o limită asupra unui randament, dacă mai ții minte povestea cu unitatea funcțională. Adică mâna acoperă toată... Cu cât pământul, da. Știi? Da. Ok, și practic dacă eu fac asta pentru ei, îi las mai rău decât erau înainte ca eu să-mi făcut acțiunea, prin urmare încalc provisionul lui Locke, da? Dar asta înseamnă că și cel care a apropiat înaintea mea mi-a făcut mie imposibilă apropierea. Tot așa. Gândesc că dacă am răspuns poate fi ca la pensii, poți să susțin sistemul de pensii. Nu știu, cu 100 de euro, dacă le faci suficient de mici, la fel și aici, dacă faci alea unitățile suficient de mici, poți merge la infinit. La pământ nu poți să le împarți așa în bucăți mici, dar Bitcoin nu poți să le împarți în bucăți mici. Păi da, dar nu mai are nicio valoare. Adică nu contează, am respectat clauza Lockean. Da. Proviso. Din nou, problema este că tu presupui, deci tu ca să-ți dai seama în câte părți trebuie să-l împarți,
trebuie să presupui care este populația maximă de la nivelul planetei și cumva inclusiv ca o familie să nu aibă mai mult de 2 copii, că dacă se împarte pământul care s-a pus împreună, s-a dus. 2,1. Nu, 2. 2,1 ar crește mereu populația. Nu, că mai unii și 2,1 este în mod tradițional cifra de înlocuire. Ah, ok, bine, nu, dar eu mă refeream la... Bă... Ce zice Rothbard aici? Care era contextul? Rothbard spune același lucru, că dacă te apuci să apropiezi, cei care rămân după tine sunt mai... o duc mai rău, că le-a rămas mai el puțin. El respinge și clauza. Da, respinge clauza. Exact pe același model pe care a făcut-o și Friedman. Mulțumesc că mi-a adus aminte. Și din asta, el, Nozick, spune că cumva, mă rog, când vorbește despre activități care nu sunt productive. Deci e ceva, Nozick încearcă să se fofileze, să spună nu, că nu interzicem chiar orice. Dar dacă sunt activități care sunt non-productive, păi pe alea de ce să nu le interzicem, că sunt non-productive? Ca comuniști. Exact. Și zice că interzicem aceste activități non-productive dacă prin executarea lor ceilalți, mai puțin cel care a executat acțiunea, o duc mai rău decât în absența. Rothbard numește această clauză clauza drop dead, pentru că răspunsul pentru ea este că de fapt ai ajuns în situația în care ție mai bine dacă el ar fi murit. Deci pur și simplu, dacă să zicem, hai să zicem, ești că în concurență pentru orice. Nu, hai să luăm chiar. Noi suntem în concurență pe o chestie, eu dacă dispar din peisaj, ție mai bine. Da. În absolut asta ar fi. Da, dar mă rog, hai să spunem că e o activitate non-productivă, spune Rothbard. Aici vorbește despre șantaj, despre blackmail. Da? Zice, domne, dacă ăla și-ar ține gura, da? Deci dacă el vorbește, îți face un rău. E? Ideea lui Rothbard, când am discutat despre șantaj acum vreo 3-4 episoade, nu mai știu exact, era că de fapt șantajistul are o piață acolo. El poate fi plătit să își țină gura, caz în care își ține gura, ceea ce e de dorit, sau dacă tu consideri că damage-ul pe care ți-l face e ca informația să, ca păsărica să zboare, da? E mai mic decât cât cere ăla, păi ok, măcar știi, e ca și cum l-ai validat. Da? Pe când în... E o activitate productivă asta, ideal, Rothbard. Da, șantajul. Da, de ce așa e productivă? E productivă pentru ăla. Scăpa de o belea, știi? Mm? Nu productivă doar pentru, eu mă gândesc că și pentru victima, știi? Victima e într-o situație mai bună că nu se află chestia despre da. Ea. Știi? Da, da. Nu, m-am gândit un pic, ai putea să asemeni lucrul ăsta cu un obiect. Ok, e o informație. Informația nu e un obiect. Dar ai putea să-l asemeni și să te gândești, dacă eu pierd un lucru, dar putea să fie și un obiect, poate fi o poză, de exemplu. Da, ok. Dacă eu pierd un lucru, eu pot să angajez servicii să fie păzit să nu-l pierd. Pot să angajez servicii să-l găsesc. Da? Sunt niște servicii în care eu îmi gestionez o chestie care să meargă cum vreau eu. Și la șantajist, dacă eu pierd un lucru, ce aș vrea? Să mă sune cineva și să zică îl am, dă-mi recompensă? Sau să nu mă sune nimeni și să-l dispară? No. Când eu vreau să-l am. Bine, șantajistul de obicei găsește lucruri pe care nu le-ai pierdut, știi? Ba da, nu că asta ar fi argumentul. Că de fapt le-ai pierdut, pentru că la fel de bine, în ai loc să plătești controlul asupra lui. În loc să plătești un șantajistul după fapt, ai putea să plătești pe cineva înainte care să te păzească, să nu-ți scape informațiile.
Nu plătești security, cyber security, whatever. Nu suntem sponsorizați de NordVPN, da, dacă vreți. Yes. Nu, înțelegi ce zic. Deci, așa cum ai piață înainte de fapt, înainte să se întâmple ceva nedorit, te aperi de o scurgere de informații, la fel poți să te aperi aducând informația înapoi, sau mă rog, plătind să te asiguri că se întâmplă ce vrei tu cu ea. E o piață. Dar care era contextul mai general asta cu productive? Că n-am înțeles foarte clar cătura cu păi discuția anarhocapitalism, monopol. Nu prea ne spune el care e cu productiv. Că... Păi, doamne, șantajistul, că de exemplu, șantajistul ar fi neproductiv în ochii lui Nozick. Și... Da, mă gândeam în economia argumentului. Deci Nozick spune așa pur și că nimeni nu are dreptul să facă activități sau schimburi non-productive și că acest gen de activități ar putea fi interzise în mod legitim. Asta... N-ai voie să te plimbi în parc. Zice că Nozick spune că dacă activitățile riscante ale altora ar fi legitime, atunci cu interzicerea și compensarea nu ar fi valide și ar fi forțat să negociezi sau să faci un contract cu ei astfel încât ei să se pună de acord să nu mai facă activitatea aia riscantă. Bine, acum, sincer, luăm discuții de genul ăsta și voi doi, că eu sunt pe poziția opusă, și voi doi sunteți puțin în barca asta cu deținerea de bombe atomice, da? Că e riscantă, care eu vă expun la un risc dacă aș avea o bombă atomică în pivniță, de exemplu. Suntem vecini și... Chiar a fost, am avut și de curând, nu? E o discuție tehnică, depinde de gradul de amorsată, nu știu ce. Da, e. Exact. Păi da, dar specialist. Problema, obiecția pe care o ai era riscul. Nu, și tu spuneai că e de fapt iminența, pe când Rothbard spune așa, nu, trebuie să fie agresiune iminentă. Este agresiune. Pot spune că e convențională, dar eu zic că și tu ai acceptat că anumite... Dacă aia e gata să explodeze și l-ai acceptat, da, e minunat. Dacă ea e, nu știu, e într-o geantă și n-are nimic. Da, așa zice că nu e. Da, deci asta e exact exagerată. Deci e discuție tehnică, da. De inginer, de specialiști în bombe, știi? Uite, astea sunt pragurile. Deci, stai, suntem de acord că dacă există o bombă atomică care nu are riscul să explodeze decât dacă e amorsată. Atunci ea nu e bombă. Decât dacă e amorsată. Premiza sănătoasă. Deci dacă tu ai ingredientele unei bombe, tu nu ai o bombă. Da. Dacă o ai făcută ca bombă... Da. Dar dacă ea nu poate să explodeze până nu bag eu un cod în ea, ea nu poate să explodeze altfel decât dacă eu bag un cod și atunci se coboară capetele alea așa înăuntru și începe acțiunea și după aia nu mai pot fi așa. Deci dacă eu trebuie să bag codul ăsta și altfel ea nu poate să explodeze, ai fi de acord că nu e iminentă? Da, eu aș fi de acord că nu e iminentă. Ok. Nu, pentru că poți să o asemeni cu o chestie care e evidentă, o mitralieră. Ca să înțelegi ai voie să ai ideea. O mitralieră? Nu, astea sunt subiective în sensul de estimări. Ca să înțelegi care e ideea, că există și contra exemplu ălalt în care spune nu, că chiar și dacă tu trebuie să bagi codul, eu nu știu că tu nu te deprimi și vrei să te sinucizi odată și te apuci și bagi codul și nu știu ce. Da, dar deja te duci mai departe. Te duci, dacă pasul de iminență e ăla, atunci... Discuția se mută pe riscuri. Plus că noi vorbim despre ce e corect, despre drepturi. În realitate am mai ținut eu să precizez chestia asta. În realitate oamenii, dacă ar fi toți împotriva unor lucruri de genul ăsta,
Dacă 100% ar cădea de acord, ar putea să zică, ok, nu ținem între noi, nu e o dezarmare voluntară. Nu ținem între noi lucruri care, dacă ești deprimat, poate să se întâmple nasoale. Și unde să... Dar ar trebui unde să fim de acord. Ar trebui să fie toată lumea de acord. Da. Lucru care e foarte greu, dar și ăia pot greși în estimare. Uite, pot interzice și... O majoritate poate interzice. Nu știu, e o încercare de a operaționaliza un zice. Drept, știți? Da, și noi zicem că o majoritate nu e legitimă. N-ai ce să le... Nu, poți să nu împărtășești, adică ei pot avea criterii, na, să... Bine, în realitatea, iar în, ajungând în realitate, tu dacă ai 99,99% din vecinii tăi, apare o problemă nouă. Și tu ai o poziție corectă, logic, etic, legitim, și totuși ei au o ciudățenie de preferință și nu te înțelegi cu ei. Ei nu ți impun, pentru că sunt libertarieni, nu ți impun coercitiv ce să faci, dar te boicotează, nu te mai înțelegi. Te boicotează, da. Nu te mai înțelegi cu ei, nu-ți mai vând prăjitura. Și la un moment dat, în realitate, ce să faci? O să te cam muți de acolo, că nu te înțelegi cu vecinii. Depinde cât de tare e preferința pentru obiectul ăla sau libertatea. Uite, Rothbard are aici o tangentă legată de aia cu sechestrarea, știi? Cu sechestrarea. Dacă unii construiesc, cred că ăsta e exemplul lui Nozick, nu? Unii construiesc în jurul da, unei da. Și... Da. Cred că eu aveam un răspuns de genul, dacă ei construiesc, e sechestrare, dacă tu pici acolo, nu e. Agresiv, adică poate să nu... Dacă tu ai casa acolo... Poți să intri să treacă la... La tine prin casă, știi? Dar dacă tu, e cum ziceai tu, e ca și cum ai face un zid în jur. O faci activ, cred că da, e sechestrare. Da, mai făceam noi exemplu ăsta cu Brutaru, zicea lumea... Păi dacă... Un olandez, mai scrie prin... El aduce discuția asta. Ce facem dacă spun-o cu polă de acolo? Și da, cred că ăsta e răspunsul, cred că l-a zis și Alexandru mai demult. Sau și Valeș, tu l-ai zis, că iese chestia. Da, dar zic și, Rothbard nu zice că iese chestrare aici. Nu, Rothbard nu insistă, pe exemplu. Nu insistă, spune doar așa, că dacă te muți, nu, el zice așa, că dacă te muți undeva, îți cumperi întâi un drept de acces și după aia, adică îți cumperi întâi, negociezi cu ăia din jur să te lasă să treci la proprietatea ta. Da, adică practic să zicem că se întâmplă pe lume, nu privește cazul în care tu ai apropiat aici ceva și după aia apropiată aia de jur împrejurul tău. Că doar așa, doar ăla e momentul în care apare să fie sechestrare, știi? În care tu stăteai acolo liniștit la tine pe proprietate și te lăfăiai și nu știu ce și... Au închis ăștia toate căile de ieșire între timp. Deci nu zic ce are zice. Nu zic ce are zice. Cred că nu-și pune problema. Nu, dacă discute. Nu pare... Da, nu știu. Cred că e posibil să zic că... Cred că să-ți lase un drept nu, acolo. Nu, cred că i-ar interzice ălui a ultimului să, în virtutea provizorului Lochean, i-ar interzice să-și apropieze pentru că îți strică ție afacerea. Accesul? A, afacerea. Din punctul ăsta de vedere. Dacă el ținea la provizorul Lochean, probabil i-ar spune, uite, sau a rămas bucata asta, asta nu poate fi apropiat. Pentru că le strică lorlalți treaba. Mă gândeam la asta în care te încercuiesc. Păi da, nu te-ar lăsa să te încercuiască. El ar spune că ultimul care a apropiat e invalid. Poate fi un răspuns, da. Îți strică... Crezi că ar zice asta? Nu știu. Că păi dacă ține acum la provizorul Lochean, da. Acolo, de acolo ar ieși direct. Mă gândeam dacă o discută separat și nu-și pune problema... E o dilemă separată. Separată în care, na. Rothbard zice că ăla să-și facă prieteni repede, știi? Da, așa zice Rothbard. Pentru că problema apare și, da, uite cum era Stefeul ăla. Nu mai vorbea nimeni cu el, știi? Nimeni nu mai interacționează. Și... Mori eu. Bun, am zis că n-are teoria taxării, a zis-o Costel. Am vorbit despre chestiile non-productive. Nu știu, mai e ceva de la Nozick? Da, hai să zicem, am zis că băgăm top 10 la final, înainte să închidem, că îl și-l pune el aici, un top 10. Spune așa, Rothbard despre obiecțiile
pe care le are și le aduce Nozick, zice așa, 1. Niciun stat nu a fost conceput imaculat până astăzi, prin urmare Nozick, conform propriei sale teorii, ar trebui să fie avocatul desfințării tuturor statelor de pe lumea asta și să aștepte să vină statul ăla lui, ăla in... Născut natural, da. Imaculat. Nu numai că imaculat, e inevitabil. Ăla inevitabil. Asta era cuvântul pe care îl căutam. 2. Chiar dacă un asemenea stat ar fi conceput, drepturile individuale sunt inalienabile și prin urmare niciun stat de genul ăsta nu ar putea fi justificat. Adică e vorba aia de cedarea în perpetuitate, inclusiv pentru moștenitori asupra suveranității de a încheia contracte de apărare. 3. Fiecare pas al procesului mișcat cu mâna invizibilă a lui Nozick este invalid. Procesul este foarte conștient, foarte vizibil, iar principiile legate de risc și de compensare sunt amândouă false și doar reprezintă niște pașapoarte către un despotism fără limite. 4. Nu există niciun imperativ, chiar și felul în care Nozick pune problema, pentru emergența, pentru ca o agenție de protecție dominantă să își scoată în afara legii procedurile actorilor independenți care nu contravin, nu produc prejudicii asupra propriilor clienți. Da? Că unul dintre punctele pe care le spune Nozick și le-a menționat și Costel mai devreme a fost ăsta, că la un moment dat apare agenția asta dominantă și ea zice că îi scoate pe ceilalți în afara legii pentru că procedurile lor nu sunt la fel de bune. O Rothbard spune, păi nu, că ăștia, ca să scoată în afara legii, trebuie ca procedurile lor să rănească pe clienți, că dacă le sunt indiferente, nu are ce să-și bage treaba pe acolo. Asta presupunând că e în continuare o agenție de protecție anarhocapitalistă. Teoria lui Nozick despre schimburile non-productive este invalidă, prin urmare interzicerea activităților, asta a fost 5, interzicerea activităților riscante este la fel de invalidă și statul ultra-minimal nu poate să existe făcând chestia asta, adică nu mai e minimal. În clipa în care produce o interdicție care nu e necesară, prin procesul de logică ne spune că face mai mult decât era necesar, prin urmare nu e minimal, minimal ar fi cu mai puțin. Bine, am mai zis asta, dacă interzici activitățile neproductive, ar trebui să interzic și statul. Și așa cade construcția lui Nozick. 6. În contrar asupra ceea ce susține Nozick, nu există drepturi procedurale și, prin urmare, nicio metodă de a ajunge, plecând de la teoria lui bazată pe risc și schimburi non-productive, la un monopol impus al acestui stat minimal, adică e un non sequitur, avem chestia asta, bun, și rezultă asta din partea aia? Nu. Deci nu. Trebuie să zic puțin ceva la drepturile procedurale. Critica lui Rothbard e că astea sunt drepturi pozitive, nu sunt drepturi negative. El își cer... Da, ce înseamnă? Asta și spunem. E dreptul la avea... Ai spus, de fapt. E dreptul de a avea... Îți dă două criterii. Una e că astea negative sunt independente de timp și spațiu, în timp ce alea pozitive ar fi dependente. De exemplu, dacă ai un drept la un iPhone, să zicem, nu poți să-l ai în... Durerea revoluției franceze, că nu există. În timp ce dreptul la proprietate îl poți avea. La oricând și în Grecia. Adică și... Deci ăsta e un criteriu, independența de timp și spațiu. Alta e că un alt criteriu ar fi că nu prescrie activități pozitive, o obligație negativă, un drept negativ. Cealaltă pozitivă, da, își cere să faci ceva. Dacă Alexandru are dreptul la sănătate, Vali trebuie să decarteze. La alea negative e cum zicea Vali, că poți să și dormi și
le respecti. Deci tu dormind. Și dacă... respecti. Dacă visez, eu... dar mai și respect dreptul negativ. Dacă eu am drepturile astea procedurale de care spune el, înseamnă că cineva trebuie să ofere procedurile la care eu am dreptul. Înseamnă respectiv că sunt obligate agențiile, da, ori pentru, pentru Rothbard, pentru libertarienii care vin pe urmele lui. El nu e așa cum un brutar nu e obligat. Da, o pâine, la fel, nicio agenție nu e obligată să-mi dea dreptate. Dacă nu vrea, nu-mi dă. Deci nu e obligată să vândă. Ce vreau să zic la asta, mă gândeam dacă drepturile astea procedurale, dar nu în sensul ăsta select de care vorbește Nozick. Reproșul lui Nozick nu era că ea nu oferă deloc proceduri, ci că nu oferă calitate. Eu mă gândeam, uite, exploram ideea asta, dacă nu cumva astea pot fi negative. Drepturile astea. Nu, că procedura el, asta de demonstrare. El atunci când spune drepturi procedurale, se și referă la niște proceduri bune. Adică dacă da, tu ai, că de asta le dau, de asta le dau afară pe alealte. Că nu livrau și statul livra. Da. Nu, de-o mă gândeam dacă poate fi asimilată în obligații negative. Ce face o obligație negativă? Îți normează, îți interzice o agresiune. Asta face o obligație negativă. Să nu ucizi, interzice o agresiune. Și când zic obligații procedurale minimale, nu înseamnă proces neapărat. Și dacă tu ai văzut un fost și intervii sau nu știu ce, ai o minimă demonstrație. De că tu, cum să formulez cât mai clar, tu folosești defensiv violența, numai dacă e o minimă demonstrație. Nu trebuie să ai procese, nu trebuie să ai camere, nu. Trebuie să ai o minimă demonstrație. Ai intrat la peste din casă, pentru că altfel mi se pare, deci dacă admitem negația acestei teze, este că poți folosi violența fără să ai nicio demonstrație. Mi se pare că ai o agresiune. Asta ar spune e ca și cum ai lovi pe cineva la întâmplare, știi? Tu nu ai o bază, știi? În sensul ăsta, sună ciudat, dar nu știu, e o ipoteză, na. Deci ea îți normează o agresiune, deci o obligație procedurală nu trebuie să o gândim neapărat pozitiv, în sensul că rare, sunt de procese. Nu, ci și negativ în sensul că tu nu folosești violența dacă n-ai o minimă demonstrație. Bine, Rothbard, dar mai spune și altceva, ar zice că trebuie să fii și în procesul de apărare. Dacă ne aducem aminte de capitolul de drepturile la autoapărare și dreptul de proprietate, da? Dacă, de exemplu, e, să zicem că cineva te-a jefuit, da? Te-a jefuit, ți-a luat portofelul și tu nu, n-ai făcut nimic atunci, că n-aveai cum, nu știu, ți-ai uitat pistolul acasă, erai puțin amețit, whatever, da? Și peste 3 zile dai peste omul ăla în piață, da? Tu poți să îl pui mâna pe el să-l duci la poliție, dar nu poți să scoți pistolul să-l împuști ca să te aperi că te-ai jefuit. Sau poți pui mâna pe el să încerci să-ți iei banii înapoi sau să-l duci undeva unde să poți faci plângere, zici ăsta e. Dar nu poți să... Exact asta, da? Deci dacă el te... Deci ce vreau să spun este ca să te jefuiască, te pune în pericol. Da? Te pune în pericol, pericolul se poate extinde până la pericol de moarte. Prin urmare, din punct de vedere rothbardian, tu dacă scoți pistolul atunci și îl împuști când el încearcă să te jefuiască, ești acoperit. Te-ai apărat. Ai fost în pericol de moarte și te-ai apărat. Dacă l-o mori... Și eu zic, nu, îl omori peste 2 zile când îl vezi în piață. E ca discuția cu clipul ăla din Texas. Nu seamănă? Da. E răspunsul libertan care ar fi? Că nu, că e crimă? Că eu a zice că Rothbard spune că acolo nu mai ești în procesul de apărare. Deci l-a plecase. Da. L-a plecase. A, dar e crimă, cred că și când îl împușcă prima oară, nu? Dacă ăla era să iasă pe ușă și tu tragi? Eu acolo, pe clipul ăla din Texas, eu acolo am spus că situația încă nu s-a încheiat. Se încheie atunci când ăla iese din... Ai spune că e crimă doar când trage aiurea după. Eu am spune, da, când ăla a ieșit din camera respectivă și tu te duci după el. Când e în cameră încă cu tine, da, ce are pistolul, chiar dacă e... Da, dar e încă în cameră cu tine. Eu zice că acolo... Știi, nu știu, discuția... E așa tinsă, discuția, pleca. Discuția noastră este... pe, cum îi spune, pe
noi ce am face dacă am fi judecători? Eu a zice, dacă e în cameră cu tine, să putea răzgândi în ultima secundă. Dacă a ieșit pe ușă, clar a încheiat situația. Dacă mai intră din nou, o începe iară. Ca Bugs Bunny. Nu, nici Morgescu nu era de acord să când a tras după, știi? Păi de ce? Care e argumentul? Că era încheiată. Ăla era mort. Ăla era, da, ăla era... Da. A, era ăla care pleca după ce a jefuit. Păi da, e o dilemă etică. E o dilemă. Ok. 7. Nu rezultă de nicăieri din teoria lui Nozick asta pe care a expus-o până acum, taxarea. Nu rezultă taxarea, adică deci nimic din ceea ce a spus el nu înseamnă că statul are voie să taxeze și totuși statul minimal, așa cum rezultă el, ar avea voie să taxeze, dar nu știm de unde. Cumva se întâmplă... Se întâmplă acest... Păi da, dar el îți dă compensare în servicii, nu? A, și zici cu ce plătește serviciul. Păi da, asta. Ok. 8. În niciun caz... Poate tot prin compensare, știi? Îi plătește pe soldat, știi? Tot așa. În niciun caz, teoria lui Nozick nu poate să justifice votul, fie el democratic sau censitar sau cu o franciză limitată, al oricărui stat. Deci procedurile interne de organizare democratică, să spunem, de vot, nu rezultă de nicăieri. 9. Statul minimal al lui Nozick, folosind aceleași argumente, ar justifica și un stat maximal. Și 10. Singurul proces de mână invizibilă ar mișca societatea, de fapt, de la, inclusiv de la statul Nozick, dar și de la orice alt stat, înapoi la anarhism. Deci procesul de mână invizibilă, așa cum încearcă Nozick să îl folosească, nu funcționează decât în direcția către mai puțin stat cu finalitatea deloc, în niciun caz în direcția cealaltă. Păi nu, are și o logică economică, adică te aștepți ca un monopol să ofere riscuri și ce reproșe la privația aia. Pentru că, uite, Nozick pare, nu știu, cred că Nozick a plăcut și, pentru că a avut happy end cartea. S-a terminat cu existența statului, știi. Și le a fost greu, având în vedere ce oameni sunt pe acolo, că de stângiși de socialiști erau aia. Și la mai zic. Pare-mi nu era în altă parte, știi? Dar da, are chestia asta de... Structura spectaculoși. Multi are tot felul de chestii, mașina de împlinit dorințe, nu știu, uite și aia. Nu știu, și aici... A avut și părți bune și rele, știi? Poate se vede un pic și supărarea lui Rothbard, care închide acest capitol. Spunând că în acest fel cea mai importantă încercare a acestui secol de a refuza anarhia și a justifica statul, fie el și minimal, dă greș în totalitate, per ansamblu, cât și în detaliu, cât și în fiecare detaliu. Mă gândeam la argumentul nou zis de tine. Păi statul orice poate găsi. Ce e acolo? Păi sunt niște grădinițe private. Păi nu e un risc? Nu e orice. Da, nu, dar sunt altcelea cu procedurile cele mai bune. Adică dacă vrei proceduri în justiție, păi nu putem să facem proceduri. Orice. Și pe sănătate și pe educație și pe și pe făcutul pâinii, de altfel. Da. Și creșterea copiilor, știi? Poate să vină cu chestii... Da, și pe creșterea copiilor. Platon, cred că spune explicit în legile că trebuie să naționalizați copiii, că ăsta-i statului, știi? Mai părinților, știi? Păi nu mai facem. Și poate argumenta așa, știi? Păi ce proceduri sunt ale? Mă rog. Strategia... L-am odihnit, l-am așezat, nu zic... Îl pune în să doarmă. Nu, dar are meritul că a făcut vizibil subiectul, știi?
lucru vizibil. Adică ăștia care mai scriu măcar prin... a popularizat termenul, academic, știi? Măcar mediu... a popularizat termenul, da. Sau și discuția, oamenii să-și pună problema, știi? Să nu mai expedieze așa ușor. Ce zicea Hummer? Dom'le, când am auzit de anamnesism, am zis că poți să o respingi în 30 de secunde, știi? I-a dat seama că nu prea a scris el o carte, de ce... Da. Ori nu zic care merită ăsta, că în lumea academică, uite, poți să, dacă vrei să dai un doctorat, o licență, poți. Dar pe nu zic, știi. Pentru al te lasă să-l bagi. Te lasă și socialiștii, nu? Da, te lasă, știi. Uite, e de admirat și că își exprimă recunoștința pentru Rothbard, știi? Că ce mi-a stimulat în prefață la anarhistă. Ce mi-a stimulat interesul pentru anarhistă. Discuția pentru Rothbard. Mare lucru, știi, pentru el, știi? Păcat că n-a dat un prosteală în budism. Sau, mă rog, a fost prizonierul la relativism. Asta a revenit și la ce zicea Hoppe la început, știi? De ce a avut mai mult succes Nozick decât Rothbard, știi? Rothbard e inginer, știi? Astea sunt, astea... Clic, clic, clic. Da, da, Nozick nu e așa, Nozick e mai cu... mai multă vrăjeală, scrie și mai... Și hai să vedem, clar, mă rog, inginerește cum facem strategia, teoria, către o teorie a strategiei către libertate. Rothbard zice că cel mai important distinție între libertarieni și alții este că libertarienii sunt pasionați de dreptate. Ei... Păi libertarienii interesează în primul rând dreptatea și nu își fac calcule utilitariste. Dacă sunt, cineva își face calcule utilitariste, adică cel mai bun lucru pentru cât mai mulți oameni, el poate să facă chestia asta, dar nu e libertarian. Și ideea de bază, ținta finală, ar fi abolirea posibilității de a legaliza orice agresiuni, adică folosirea proprietății fără acord, și oprirea pe loc a agresiunilor existente. Și după aia se întreabă, cum să facem chestia asta? Pe scurt, răspunsul ar fi prin toate metodele posibile. A atacat problema pe toate planurile. Și după aia discută. Nu se poate face chestia asta prin politică. Că unii zic că da, alții zic că nu. Voi ce zici? Poziția lui e că da, poți prin politică. Prima lumea. Mă rog, ați zice că... Nu e atât de împărtășită în mediile libertariene, nu e? Ați zice că aici era încă, cum îi spune, e... tributar, e cartea e tributară momentului în care a scris-o. Adică... Nu, dimpotrivă. El s-a radicalizat în direcția asta. Păi nu. Gândește că la bătrânețe se teoretizează populismul și chestii mai... Asta e scris în cât? În 82, deci. Era optimist. Adică a făcut concesii și mai mari în direcția asta. Fări prin politică. Ceea ce, da, poți admite, poți schimba. Uite, un reproș, noi am mai discutat ceva asemănător când am terminat manifestul libertarian, că și-a fost da, mi se pare că nu vede conflictul. Două secunde. Acolo sus găsiți link, am dedicat un episod întreg acelui capitol. Prin urmare, ca să de asta îl facem acum mai pe scurt, dar dacă vreți poziția lui mai lungă și mai elaborată, acolo sus. Da, și cred că atunci ziceam și eu că nu vede conflictul ăsta între gradualin și radicalin. Pentru că el zice, păi fă și de aia și de aia, că ești deviaționist. Ești deviaționist de stânga, uite, folosește o terminologie de asta marxistă, deviaționist de stânga dacă respingi gradualismul, de exemplu poți face schimbări mici în administrație sau poți de reglementa cu tare chestii. Un libertarian? Sunt niște prostii. Rothbard ar zice, nu ești deviaționist de stânga. Inclusiv Marx era deviaționist de stânga. Când ea spuneau, da, radical îți respinge asta. Să zicem, veneau ea Fabien, uite, putem
reduce programul de lucru, m-ar zicea nu. Ce vreau eu e colectivizarea mijloacelor de producție. Când aveți chestia asta, mă chemați. Nu mai veniți cu prostii. Deci ăsta e deviaționistul de stânga, îți respinge schimbările. De mici, graduale. Deviaționistul de dreapta e invers, îți respinge idealul. El zice, uite și noi comunicăm mesaje radicale, un deviaționist de dreapta ar zice, mai lăsați-o, dracu. Agenții de protecție. Discutăm când ce mai putem încolo să facem acum. Da, hai să vorbim de debirocratizare, de ce se poate face în digitalizare. Asta, luna asta eventual, știi, ce se poate face? Păi uite, Ciolacu vorbește de reducerea impozitării muncii. Uite, hai să mergem. Deci chestii... Reducerea impozitării muncii, știi? Deci chestii care se pot face în imediat realiste, știi? Nu discutăm noi care-i vers pe pereții. Dar dacă niște agenții de protecție intră în conflict și merge o mafie și păi, lasă, ajunge. Când vom ajunge acolo? Nu le discută aici pe asta. Nu știu, în anul 3000, să zic. Face trecerea de la minachiz la... Nu, capitalism, le discutăm atunci. Acum hai să discutăm de pensii, de PNR. De... Bine, acum mi se pare că Ciolacu și compania vorbesc despre o creștere de taxe. Da, da. Nu mai vorbesc despre reducerea. Au vorbit la un moment dat de reducerea taxării muncii și a venit Coana Europa să le spună, păi ce faceți cu bugetul ăsta? Și uite, aici avem o discuție care e mereu preț de sfadă între libertarieni și conservatori și câteodată chiar între libertarieni și oameni care spun libertarieni. Sau mă rog, hai să zicem altfel, între rotbardieni și oameni care zic că sunt libertarieni, scădem taxele și poziția conservatoare este de obicei, cum să scădem taxele? Trebuie să scădem și cheltuielile. Dacă vine lumea să scadă taxele, o să crească deficitul. Dacă crește deficitul, ne tuturor mai rău. Rothbard spune chestiile astea două nu trebuie să privite împreună. În clipa în care le... Și eu am preluat povestea lui Rothbard și am spus, în clipa în care le privești împreună, ai căzut în capcana etatistă. Tocmai de asta sunt legate una de alta, ca tu să nu mai poți să mai spui vreau să scădem taxele. Păi nu pot spune că ți le bagă după. Mi-am adus aminte de discuția avută de noi. Da. Poziția ta era, ba da, să le scădem și chiar dacă le crezi după, cel puțin sincer ne-am respirat. Da. Eu mă gândeam că puteam continua atunci spunând, ok, ai respirat 5 ani, dar ce am pierdut în aia 5 ani îți bag mai încolo. Dobândă. Da, da, este, este argumentul ăsta, este adică felul, n-a fost sustenabilă este reducerea. Felul în care Rothbard spune așa, păi când are ideea aia, scădem astăzi taxele cu 10%, la anul cu încă 10%, peste încă un an cu încă 10%, nu știu. Și vine cineva și zice, nu, hai să le scădem cu 50% în primul an. Eu o să spună, păi da, cum facem noi bugetul în următorii 2, 3, 4 ani până când ajungem la pragul ăla de 50% care era în plan? Deci răspunsul e că tu în clipa în care spui, păi nu că ți le bag mai târziu, mai așa, faci exact asta, un argument că, băi, dar mai târziu o să ne fie mai rău. Iar dacă acum ne e mai bine, mai târziu o să ne fie mai rău. Nu este... Poate fi așa, răspunsul este poate fi așa, dar nu este neapărat așa. Eu ca să cedez... Nu. Păi nu, că tot ce ți-am scăzut, îți nu, bag. Nu, tu îmi spui... Tu-mi spui... Nu, ceteris paribus... Exact, nu? Nu, ceteris paribus este în următorul fel. Între poziția dinainte de decizie și poziția de după decizie. Tu vrei să-mi spui ceteris paribus... cu poziția de dinainte de decizie și poziția de după decizia a doua. Ceteris paribus e despre aceleași cheltuieli. Păi da, noi nu vorbim de cheltuieli. Ba da, asta era în clipa în care vorbim de cheltuieli, este ceea ce ți-am spus. Este capcana etatistă care te face să nu mai scazi taxele niciodată. Bine, dar e corect. Nu, nu e corectă. Eu vin cu a treia variantă. Ia. Yeah. A treia cale. Dacă ne-a învățat ceva istoria, capcana, zi a treia cale. Capcana etatist. Deci trebuie închis
A treia cale e că trebuie închis tot deodată. De ce? Din cauza că capcana asta acțiunii prin politică este că îl lași deschis, ce a zis Costel? Lași deschis poarta ca lucrurile alea să fie întoarse. Avem exemple în care s-au făcut lucruri bune, a doua zi la minister au venit alții, au fost schimbate la loc, ca înainte. Deci atâta vreme cât ai mecanism politic din ăsta în care unii pot să hotărască pe viața altora, astea sunt amănunte tehnice, inginerești. Când să scădem, cât să scădem, bineînțeles că contează. Nu poți să oprești o mașină care merge cu 100 de kilometri la oră, nu poți să oprești brusc. Că ceva se întâmplă nefast acolo, și la metale, și la oameni. Ok, problema e că aici nu avem o inerție decât capul oamenilor, așteptările oamenilor. Dacă tu mă înțepi cu ceva, eu vreau ca înțepătura aia să oprească brusc și nu să strică nimic. Da? O durere. Mă rog, ideea este că la politică vreau să mai am o critică la mișcarea, la soluția de luptă prin politică. Zici, dacă toate celelalte sunt aceleași, e bine că scazi un lucru. În teorie este absolut așa. Bine să scazi un lucru. În realitate, da? Distincția mereu între ce ar fi corect. Să scazi o agresiune, sigur că da. În realitate, trebuie să te uiți și dacă nu cumva, pentru că prin mecanisme politice, ca să poți să scazi un lucru mic, trebuie să îi le permiți celorlalți să facă ce vor ei. Ca și ce vor ei, s-ar putea să fie mai multă agresiune pe în alte părți ale sistemului de taxare, economic, de reglementare, etc. O paralelă ar fi ca și cum tu ai de-a face cu o inundație, dar te uiți la ponta în barcă și măsori câte găleți a scos din inundație. A, păi a scos niște găleți. Extraordinar, dar între timp inundația aia omoară oameni, oamenii suferă între timp, nu măsoară nimeni câți oameni mor indirect de la toate prostiile pe care le fac politicienii. Și asta ar fi contraargumentul meu pentru mișcările, orice mișcări, stai să o zicem așa, pentru orice mișcări prin politică. Adică mi se pare că trebuie să fie coerente. Dacă faci o chestie, trebuie să te uiți, trebuie să te aperi, hai să folosim cuvintele potrivite, să te aperi de agresiuni, de creșteri pe care ar putea să le facă în partea altă. Deci nu vorbim de dar cum mai echilibrăm bugetul, ci vorbim să ne asigurăm că lucrul ăla chiar face chestia asta. Deci zici, eu fac prin politică, scadă articolul 3. Abolesc articolul 3 și a scăzut agresiunea. Extraordinar. Hai să ne asigurăm. Chiar scade agresiunea? Doar prin articolul ăla? Da. Teoretic, ceteris paribus, scade agresiunea. Dar eu ce fac? Eu nu sunt un intelectual într-o lume virtuală. Sunt politician. Avem niște pretenții de rezultate tangibile. Păi, ce rezultate ai avut? Ce fel de politician ești dacă n-ai văzut că o să te atace pe partea ailaltă? Ceilalți politicieni, opoziția, whatever. Da? Și atunci, dacă vrei să faci, ca să încununăm ideea, dacă vrei să faci niște schimbări, eu cred că ar trebui să găsești mișcările alea coerente pe câteva planuri, să zicem, în niște domenii care sunt conexe, pentru că oricum toate sunt conexe în societate, să zici, eu vreau să schimb asta și asta și asta. Ok, că nu poți să le faci instantaneu în aceeași zi, iar e o chestie inginerească tehnică. Astăzi fac asta, mâine fac aia, îmi propun. Dar trebuie să ai o coerență între ideile alea. Asta ca să discutăm pe lucruri ce se poate face prin politică astăzi. Două lucruri am aici de zis. Prima oară, politica pe care o avem la țara asta este în mare parte reflexia dorințelor populației.
În mare parte, ba da, lumea este socialistă din punct de vedere filozofic-cultural, nu ai partid, prin urmare, nu ai partid de dreapta în România. Da? Ai 5 partide socialiste, unii mai puțin pe economie, alții mai mult pe social și alții sunt de-a dreptul comunist de-a dreptul. Da? Și că ziceam eu că PSD-știi sunt mai liberal decât din electoratul punct, lor. Economic, adică e posibil da. Să fie o salvare da, asta, da. Că nu reflectă într totul. Da, da. Că da, dacă da. Ar reflecta, da. Poate vine aur și atunci se reflectă. Asta ar fi una dintre chestii. Da? Apropo, din punct de vedere al unei democrații perfecte, da, o democrație este funcțională atunci când clasa politică reflectă cu acuratețe preferințele electoratului. Da? Deci, atenție la ce fel de democrație vă doriți, da? Asta odată. De măgăruș. Asta odată. Al doilea lucru care este de cu care vreau să contracarez ceea ce ai spus tu mai devreme este ăsta. Electoratul fiind socialist, fiind predominant socialist, tu nu o să ai în politică niciun fel de speranță la un program coerent, congruent de mărire a libertății. Acum însă, nici nu poți să dai... Okay. La USR era scris bine la un moment dat. Mai ții minte? Nu. Eu mi-aduc aminte un punct, era tare. Nu un punct, mă, cred că mai toată viziunea era. Mă rog. Ok. Acum, al doilea lucru este în felul următor. S-a ucit eu doar pe fața. Dacă într-adevăr... ce bine ar fi fost, da? Dacă într-adevăr tu introduci o măsură și direct prin măsura asta dai ocazia ca să te atace mai încolo, este o teorie tot la fel din economie, se numesc consecințe intenționate, se cheamă că ai făcut un pariu antreprenorial prost, nu te-ai gândit, nu ți-ai văzut așa. Bun. Revenind însă la subiectul de la care am plecat, scăderea taxelor lipsită de scăderea cheltuielilor. Istoric vorbind, scăderea taxelor... Nu, hai să nu luăm așa. Istoric vorbind, scăderea cheltuielilor guvernamentale nu s-a făcut. Okay. Nu s-a făcut. Nu s-a venit și atâta vreme cât ai un electoral socialist... Nu o să vină niciun partid să spună vrem să tăiem cheltuielile statului, vrem să tăiem din serviciile pe care le oferă statului, vrem să tăiem nu știu ce. Până și USR-ul spune nu. USR-ul spune vrem să eficientizăm statul. În sensul că ori să-ți dea mai mult de banii pe care îi ai, da? Ori să nu coste atât de mult, ca, dar nu-ți propun scădere de... Cu Academia Română și nu știu ce, tăierii, nu știu ce... Nu știu ce institute, nu știu ce, de ce au chestia asta, nu se reduce știu de cheltuieli? Eu știu așa, că USR-ul vrea să taie companiile lui Firea. Câte a tăiat? Sunt alegeri la anul, câte a tăiat? Le-a cam tăiat, nu? Nu! Le-a condus. A fost voință politică. Și dau mesajul ăsta de la PNL, nu știu dacă. De la USR, sigur. Oricum, la PNL am mai spus-o eu recent... cu toată istoria pe care am avut-o eu cu partidul ăsta în trecut, stau și mă gândesc... Ce-ai fost în PNL? Nu. I-am votat. Asta e, mea culpa. I-am votat din 2000 încoace tot pe ei. Dar ce vreau să spun este că am stat și m-am gândit... Ții minte când zicea Joana să spunem nu pentru da, știi, în 2004... M-am tot gândit în ultimii 8 ani, ba chiar 10, eu nu pot să identific o măsură venită din partea PNL-ului care să fi crescut libertate. Nu știu dacă mai merită numele de partid liberal. Cred că găsești de alea mici. Nu! Dacă intri pe site pe... Deci eu nu țin minte niciuna. Singurele alea mici au venit de la USR și au fost trecute cu ajutorul PSD-ului. Și când a ajuns PNL-ul la putere, le-a dat înapoi.
Vorbesc foarte serios. Dacă știți vreo măsură inițiată de vreun penelist care a fost trecută în ultimii 10 ani, care să mărească libertatea, scrieți-ne jos în comentarii, că eu nu știu niciuna. Poate am nevoie. Pragul de 7%. Care? La nu știu chiar propunerea recentă a 15 deputați. Crească pragul la 7%. De intrare, da. Pragul de intrare, păi și asta mărește libertatea sau? Nu, o scade. Da. Ca să revin și la discuția asta cu, deci spuneam că niciun partid nu o să vină să spună propunem o scădere a statului. De ce? Pentru că este un electorat socialist. Însă, vreau să vii să susții o propunere de scădere a taxelor. Acum până și PSD-ul a vorbit de scăderea taxelor pe muncă, da? Și a vorbit, da, nu spunem că s-a întâmplat ceva, dar a vorbit, da? Și măcar în felul ăsta, peste 5 ani, când nu o să se mai poată, dacă vine deficitul peste noi și ne face și ne drege, da? Îi pun pe acei politicieni în situația în care trebuie să aleagă între a veni în fața electoratului și a spune trebuie să creștem taxele sau să găsească o soluție alternativă cum ar fi scăderea pășestache a bugetului. Da? Nu mai sunt bani. Auzim faptul că nu mai sunt bani de la pandemie încoace, da? Uite, după 3 ani de nu mai sunt bani, cineva a venit în față și să spună, domne, trebuie să creștem taxele. Trebuie să punem impozit pe venitul IT-știlor, trebuie să impunem impozit pe construcții. Perfect, dragilor. Asta vreau. Da? Dacă eu, acum 700 de ani sau când dracu a scos Tăricianu impozitul pe materialele de construcții și impozitul pe venit în IT, da? ziceam, nu, pentru că va duce la deficit peste 20 de ani, da? Atunci n-aveam nici măcar, unul la mână, n-aveam nici măcar banii ăștia, doi la mână, nici măcar astăzi, cineva din domeniul politic nu ar fi trebuit să ia o afacere, să ia o alegere nasoală. Ba chiar șansele sunt ca cheltuielile să fi crescut oricum, că în politică nu prea funcționează regula care funcționează în privat, te întinzi atâta cât e portofelul. De ce? Pentru că în politică ai un portofel cam nelimitat, că nu faci tu banii, aia ai fur de la societate, de la oameni. Da, dar mi se pare că ce insinuiești tu e că dacă le tai taxele, constrângi politicienii, da, măcar îi constrângi. Ca niște ani mai târziu să iau o alegere nasoală pentru ei. Să facă reducerile alea până la urmă, că nu se mai poate. Ori trebuie să vină să spună trebuie să vă creștem taxele. Caz în care românii de rând o să vadă cum e să li se crească taxele. Exemplu, cel mai... Bine, dar aici ar spune conservatorii sau și eu. De ce n-ai zis? Ce? Ca să scad taxele, trebuie să scad și cheltuielile, știi? Cele două merg împreună. Știi? Păi pentru, e nepopular. Pentru că nimeni nu susține scăderea cheltuielilor. Spirache, mergi primul. În pandemie, în Marea Britanie, există taxa pe media. Taxa pe media fiind echivalentul taxei pe TV pe care o avem, pe care o aveam, o avem și noi nici nu mai știu dacă o mai avem. Nu, acum se dă direct din buget. Deci o avem, dar nu se mai vede, da? Nu se mai vede plătită. Ok, ideea e că, funny enough, aceea soluție au găsit-o și britanicii, dar ideea este așa. De la noi. În pandemie, pentru persoanele de o anumită vârstă încolo, de pensionari de o anumită vârstă încolo, nu imediat pensionari, da? Le-au scos obligativitatea plății acestei taxe, da? Și dintr-o dată ce să vezi, în numai 2 ani nu s-a mai făcut bugetul la BBC. Și au venit ăștia și au zis, trebuie să punem taxa înapoi, au spus așa, trebuie să scoatem excepția pe care o făceam cu pensionarii. Deci trebuie să scoatem scutirea de taxă pe care le-am acordat-o pensionarilor. Asta da? Sună mai da. Da? Și ce avem discuția asta cu excepțiile? Și ce au făcut pensionarii? Au zis asta. Adică ce? Nu. Adică a ieșit scandal
partidul conservator care era la putere, care își trage voturile puternic din rândul vârstei înaintate, a înțeles că nu va mai lua un mandat dacă face schimbarea asta, dacă scoate această excepție. Prin urmare, a făcut un mișmaș și acum se plătește de la buget. De-aia e că lumea se învață. Lumea se învață cu scutirile de taxe. Și dacă cumva prinzi în șah partidul în felul ăsta, uite că nu se introduc neapărat adică înapoi. Așa fai și la zero taxe pe salariu minim, baci și după aia se chinuie. Evident. Găsiți, nu știu. Evident. Descrucați-vă, sunteți administratori. Da, dar e ca la compensarea aia de la Nozick. O să ia de la ăilalți care încă mai plătesc. De la Ciolacu, cred că e Stoiciu, am impresia, e consilieră. Nu sunt sigur. Dar apare discursul ăsta, conflictul de muncă și capital, știi? Trebuie să... și de partea muncii, nu doar a capitalului. Vreau să-i răspund Alexandru. Ideea că tu faci ce poți, ăsta ar fi argumentul pro-oluia din politică. Dom'le, eu atât am putut, am redus... Era o chestie birocratic. Păi de ce n-ai făcut că baraurul avea 1000 de capi? Nu pot. Tot asta e răspuns. Poți tu să-i tai o ureche. Da. Asta a fost. O ureche dintr-un cap și ăla rău. Da, de multe ori când... E posibil să fie mai rău. Când ai critici, cum am zis eu, la diversele mișcări politice, înțelegerea e că n-ar trebui făcute și pare că, păi ce liberal, ce libertarian ești tu că te opui? Ideea e că tu ai dreptate. Eu nu mă opun acestor chestii. Nu te opui? Asta e întrebarea. Nu mă opun. Eu personal nu mă opun, dar mi se pare că nu aduc gloria aia promisă. Eu zic că poți să te și opui la un moment dat. Adică poți avea de făcut o alegere între scopuri, știi? Poți avea trade-off-uri. Ce fac? Intru în politică și nu știu. Abolesc putarea anexă care permite nu știu ce. Sau, nu știu, fac podcasturi, fac nu știu ce. Apare un conflict între cele două, pentru că dacă tu promovezi prin podcasturi anarhocapitalism, e mai greu să ajungi prin politică. Acolo trebuie să fii mai cuvinte, să capul ce se pleacă, sabia nu taie, deci nu merge să... Da, abolești tu taxarea pe acolo. Asta era un alt... E cu chestii cu minți, cu debirocratizare. Da, cred că discuție de... Ce vrem, știi? Ce scopuri avem? De exemplu, pentru mine, un scop mare ca abolirea statului pe termen lung e mai important decât un scop mic pe termen scurt. Ca abolirea menții la nu știu ce. Pentru mine personal, deci o judecată... Da. Pentru mine obiectivul e... abolirea statului. Da, uite. Asta nu înseamnă că eu cred că la abolești mâine. Nu, cred că o libertate... confruntare între bine și rău care va dura secole și nu. Vorbim de chestii. Bine, e, bă, uite, e ideea asta. Scuze, vrei tu să spui ceva. Păi am să zic scurt că o libertate, zic, pe care o ai dacă nu ești în politică, este că poți să urmărești mai liniștit adevărul. Când dacă ești în politică, te ferești de ridicol mai mult. Și atunci nu mai urmărești cu toate puterile adevărul, ci succesul vremelnic. Poți să-l urmărești privat, știi? Păi da, succesul la vremelnic are tangentă cu... Tu chiar construiești o societate mai liberă. Dar întrebarea e dacă... Asta e pretenția și la bătălia finală, știi? Dacă ești la putere, știi? Dacă ești în opoziție, ți este mai greu. Da, deci mi se pare... Acolo mai treci, nu știu ce. Deci nu treci. În opoziție nu treci nicio lege. Deci asta e o... Simplu fapt că arunci niște idei. Uite, să zicem, nu treci niciodată nimic, dar, nu știu, sunt la masă cu aia, mai arunci chestii. Dacă le arunci, dacă nu te ferești de ridicol, asta zic. Păi nu, că arunci chestii vandabile pentru ei. Electoral, deci. Dar ideea e că sunt liberale. Adică un PSD-ist n-are o problemă. Tu ajuți, tu fiind libertarian, să zicem. Dom'le, ce libertarianism ar accepta PSD-iștii? Sunt 10 chestii pe care le-ar accepta. Da. Poți să creezi o lume mai liberă cu asta? Da. Eu mă gândesc așa macro, știi? Nu știu, bătălia între bine și rău, nu cred că o vei câștiga așa. Cred că socialiști, și cred că Rothbard are aceeași percepție, socialiștii au cucerit Hearts and Minds, știi? Venind cu viziunea, știi? Asta e viziunea mare, știi?
Care dincolo viziune? De subvenția. Yeah. Egalitate. Ajutorarea oamenilor amărâți. O lume mai dreaptă, știi? Eu aș spune că mai... Da, deci, da. Eu am o problemă cu cuvântul viziune, da. Pentru că nu pot să îl acuz pe un socialist de viziune. Pot cel mult să spun că a venit cu o poveste. O poveste pe care unii credul o cred. Ideea ar fi că viziunea trebuie să aibă coerență. De asta nu pot să ale... Un miliard de care o cred. O miliard de care o cred. Discuția aici e de ce... Merge, că toți suntem pragmatici. Și eu zic că abolirea unei subvenții la sfeclă nu-ți va câștiga la bătălia finală. Asta deci, clar. Obiectivul tău asta e? Ce ar însemna victoria? Ca cei cărturari din societate, citesc Rodbard, nu citesc Marx sau Keynes. Asta e victoria. Deci când vei avea chestia asta, nu știu, în anul 5000, a doua zi aplici libertarianismul. Că tu abolezi subvenții la sfeclă și nu știu ce? Nu, eu rămâi în paradigma social-democrată, etatistă, deci nu e... Plus că nici nu cucerești, de Rodbard ține și la partea asta emoțională, etică, știi? Vui cu o viziune, uite, asta e viziunea. Vrem o lume liberă, asta impresionează, știi? În timp ce dacă tu vii cu, nu știu, ți-a bolez, nu știu... Ce prostie. Oamenii nu ies în fața tancurilor că nu știu prostie, știi? Asta pentru libertate... Yes. Este ui și istoric și asta. Să... Da, da. Le spune ceva. De obicei... Asta pentru... zic că și marxiștii au sensuri care se apropie de cel... Asta vreau să zic că de obicei atunci când ies pentru libertate e atât de rău încât se vede cu ochiul liber nelibertatea. Nu, dar asta poate fi și seducător. Uite la argumentele, apropo de o discuție de... Se leagă și cu ce mai spunea Rodbard prin capitolul ăsta. Dacă noi suntem îmbuibați, deja România devine țară bogată, să zicem. Nu mai se duc argumentele alea din anii 90 că să creștem creșterea economică. În timp ce un argument etic va se duce întotdeauna. Domnule, la calcă pe tine. Lasă-l, uite. Lasă-l dracu de pip și de nu știu. Ăla calcă pe tine. Ca să fac un pic totuși și apologia... Păi da, dar eu sunt IT-ist, am nu știu... Calcă pe tine. Am înțeles ce spui. Da, dar altfel noi deci avem servici, Zuckerberg, ești o vită. Așa te tratează ca pe o vită. Da, miliarde. Nu, ești un rahat, ești o vită. Ăla calcă pe tine. Da, dar nu o să mai avem miliarde... drumuri. Am... Ne fură, pleacă, ia drumurile și pleacă cu ele acasă. Am totuși o obligație să subliniez și un fel în care prin politică îți creezi electoratul, îți muți electoratul în direcția liberală, este ăsta în care îi obișnuiești cu o libertate mică. Uite, dacă de exemplu, ca să luăm o... Să nu mă refer tot la exemplul ăsta cu taxele pe așa. Dacă, de exemplu, aveai până mai ieri, până când, pentru o scurtă perioadă, hai să o luăm altfel, dacă pentru o scurtă perioadă aveai voie să-ți deschizi câte firme vroiai tu ca angajat unic până când a trimis-o Iohannis înapoi în Parlament, la aia a atacat-o, mi se pare, și la Curtea Constituțională, da? Dacă aia ar fi prins... un pic, da? Oamenii care ar fi avut parte de ceva prosperitate, în clipa în care venea PNL-ul, că cine altcineva am vorbit, da? Să le ia chestia asta înapoi, că apropo PNL-ul a luat-o înapoi, da? Ei ar fi simțit că li se ia ceva. Adică, cumva, dacă reușești printr-o măsură din asta de a acorda un pic de libertate, un spațiu de respirat, obișnuiești oamenii într-o stare ceva mai liberă, în clipa în care vine și va veni aparatul politic să le ia înapoi, măcar pentru unii dintre ei o să fie gândul, păi asta e cum s-a putut atâta timp. Păi și Rodbard aduce argumentul ăsta aici, că s-a învățat cu bine după revoluția industrială și da, e greu să-i întorci la roată și la alte chestii. Seamănă cu ce zici că, tu. Nu că n-ar încerca Harari și prietenii, da. Da, dar ideea că, uite,
Noi de multe ori criticăm masele. În același timp... Uite, e proastă, e normal să-i critici. Okay. Nu, dar în același timp, eu am încredere în ei. Deci mi se pare, dacă faci o mișcare politică mică, nu te oprește nimeni să anunți că asta este un pas către un lucru mai mare. Ok, poate nu-i popular să zici că vrei să închizi statul, dar poate vrei să zici ținta este ca taxele să fie cât mai puține, cât mai mici. Da? Asta cât de ridicol ar suna dacă ești politician? Nu sună. Nu sună ridicol, nu? Cred că chiar popular, știi? Ce vreau să zic este că eu aș avea, tind să am încredere în populație, că au destulă minte, destulă imaginație, dacă le dai o țintă mare, să-și imagineze cum se poate ajunge acolo. Poate nu trebuie duși cu mânuța, cu aboliri mici, mici, mici. Poate ei o să-și dea seama, chiar, este o țintă tare. Poate o să aibă dileme din astea cu, dar ce facem cu bugetul? Poate ai răspunsuri și pentru astea, dacă ai o viziune coerentă. Da? Și fiind coerentă, n-ar fi ridicolă. E un conflict între cele două. Asta era reproșul meu la Rothbard, știi? Deci dacă tu vrei să faci schimbările alea minore și tu vii cu discurs radical, te plecă, frate, de aici, lasă-mă. Ai un conflict. Rothbard zice nu, că faci și... Nu, sunt contexte în care nu poți faci și... Da, trebuie să alegi. Trebuie să... Pentru că din punctul ăsta de vedere al politicianului, și aici Rothbard ar răspunde în felul următor. Din punctul de vedere al politicianului, scopul de a lua voturi și a câștiga putere este mai presus scopului de a avansa discursul libertății, să spunem. Poate să țină și la al doilea, doar că îl vede ca... Rothbard ar spune că e greșit, că tu trebuie să avansezi oricând discursul libertății, indiferent ce, și că n-ar trebui să ai alte scopuri mai sus de chestia asta. Asta e și reproșez, că nu vede tensiunea între cele două, știi, că așa și el le reproșa, știi? De ce n-a zis, nu știu, cu tare de nu știu ce? Păi tu nu știi că asta e politica și nu poți să zici chestia aia acolo? Deci mă apuc eu să te învăț, știi? Nu, ai conflict, am zis. E un conflict de obiective. Dacă pentru un om obiectiv e să facem ceva acum, iar obiectivul altuia e schimbări mari. E un conflict. Bine, cred că... Și eu zic că asta e perdanța asta politică. De ce? Pentru că nu construiești nimic, știi? Uite, din seria... Nu construiești nimic. Nu construiești libertarieni. Reducerea tax. Și PSD, știi, vor reducea. Nu construiești o mișcare, știi? Nu. Da, nu, aș spune că nu -ți trebuie neapărat. Nu, dacă tu... Cum zicea la o casă, cea mai importantă. Dacă tu reușești, eu aș spune, dacă tu reușești să creezi în mintea electoratului median ideea că dacă îți crește taxele, el te nu este fură, din socialdemocrație. Știu că nu te scoate. Plus că nici ăsta e mesaj radical deja, asta cu furt. Furt sau ăștia pot accepta, poate accepta medianul că e furt în sensul că de ce au făcut la azile, știi, că dacă făceau azile mai ca lumea, nu mai era furt, știi? Sau ăia din afară, taxarea e furt, însă la noi. Dar afară nu e. Te-am spus, felul în care îl obișnuiești pe ăsta este să îi reduci taxele, să-l lași să trăiască fără ele o vreme. Și atunci, da, o să vadă că îi ia direct lui. Pe când acum nu vede, cel mai mult se reține la sursă oricum... TVA-ul e și el așa strecurat pe bon, știi, și că sunt o felul de discuții bagă, de genul ăsta. Da, de ascunderea, dar să știi că ele mai și bagă, știi? Deci tu crezi că dacă vrea ce-o lua cu mâine taxare progresivă, nu intră? Deci intră fluierent, știi? Dacă vrea taxare progresivă, mâine intră, dar eu cred că intră fără să crească povara fiscală pe cineva. Tu crezi că el va pierde alegerile cu pachetul ăsta...
Care? Ăsta proaspăt de... Încă nu l-am văzut. Încă nu l-am văzut. Dar nu știu în ce măsură ne dorim să piardă alegerile PSD-ul, că vine la alții. De unde am zis că alea sunt inutile, că nu pot avea... Că nu, le, că nu le pierd în favoarea PNL-ului. Deci n-am zis că nu se creează o lume mai liberă, n-am zis că n-au un rol educativ, n-am zis că n-au... Inclusiv ce zici, ține tot de rolul educativ. Da, exact. Dar ți-am zis, totul e dacă e o chestie de durabilă și mi se pare că... Mi se pare că nu lași nimic după tine. Deci, uite, inclusiv am auzit argumentul ăsta că nu e sustenabilă. Când, dacă populația nu e liberală, degeaba faci tare chestii liberală. Fiindcă să zici și totul la loc. Sustenabilității. Și așa aș vedea și aici. Deci lumea este vină liberală. Întâi cărturi. Dar e așa cum s-a întâmplat la orice conversiune ideologică și religioasă de când există conversiuni. Sunt niște cărturari, convinc alți cărturari, nu știu care în final convinc populația. Pe aia, da, învățământul de stat. În privat. Există intelectual și în privat. Deci, ăștia sunt pierduți, deci nu discutăm cu... Dar trebuie să te gândești că ai milioane de oameni în privat, știi? Nu fi toți praf, știi? Uf! Nu trebuie să înțeleagă libertarianismul la nivel de... Obiecția lui Popela, nu știu ce e. Nu știu ce chestii sofistică. Nu, taxare, furci. Fugi câteva. Mie mi se pare că... care sunt intelectuali, pot înțelege ce-am făcut noi, știi, și cum ar și asta. Deci că mai sunt... vorbim noi, deci s-ar putea să fie niște probleme, bine, ok, o fi și ouă și găina, că statul a stricat societatea, știi că mai avem și paranteza asta, în care socialiștii se preocupă de societate, conservatorii se preocupă de comunitate, ai zis, bine ai zis. Libertarianii se preocupă cu individul. Indivizii, tot cu societatea și ei. Indivizii. O să... Păi și n-ai nevoie de societate. O să fie multe societăți făcute din niște indivizi. Ai zice din contră că atât comuniștii, că eroarea e în felul următor, că atât comuniștii cât și conservatorii se preocupă de niște chestii în care individul nu e suveran. Da? Individul face parte și din societate, individul face parte și din comunitate. Dar dacă tu pui sănătatea societății și sănătatea comunității pe deasupra sănătății individului, este ca și cum mai vrea să ai un om sănătos, dar să nu te preocupe tumorile din el. Adică nivelul celular. Asta a fost un atac mărșav la liberalismul clasic, că tu te uiți doar la individ, nu vezi societatea. Societatea e formată din individ, știi? Le merge bine alora. Plus că poți defini bine comun, nu trebuie să-l definești ca egalitate sau poți să-l definești și ca libertate. Societatea e liberă, atunci e bună. În contra ce am zis eu, poți să zici că individul nu face doi bani fără o societate. Da, dar nici societatea nu face doi bani dacă e, dacă nu e făcută din individ. Nu pune individul în centru. Yes. La dreapta, de fapt, trebuie să-l pun. Acul pune în centru. Noi de multe ori atacăm problemele astea așa, rațional. Sperăm că oamenii o să înțeleagă. De multe ori mă întreb dacă nu sunt niște probleme, și am mai zis-o noi, dacă nu sunt niște probleme de valori, de educație, de personalitate, de... Sunt. Adică pe alea ele nu fac obiectul libertarianismului, dar contează de multe ori și ca oamenii să fie strategic. Strategic contează, e clar, uite, zicea Vali de bugetare, e clar că bugetarii nu vor, când au de libertarianism, să... Nu. Deci tu nu poți să-i convingi pe patron să-mi varză, știi, dar... Ce ziceai tu, că să vadă că îl calcă pe el. Deci asta e o chestie de emoțională până la urmă. Mă, eu vreau să fiu liber, nu vreau să... Pe asta e și optimizez, lui nu știu Rothbard. Ce eu, dacă l-am înțeleg bine pe Rothbard, el crede că trebuie mers în direcția asta. E o discuție, na, uite, Friedman zicea că nu, că de unde știu ce e bine și ce e rău, așa economic îți spun sistemul meu spital.
referințele. Place înghețata, da, alcalin. Ai mai multe feluri. Da, da. Super. În timp ce Rothbard zice... Bine și... Discuție încălcită, știi? Cred că Rothbard are în vedere și asta, că atunci când ești un crez minoritar și nu are, de exemplu, stimulente materiale. Ea care se bagă, ea nu se bagă pentru bani. Orice crez, nu vorbim de libertarianism. Bine, apare un cuib de naziști. De ce ea nu se bagă pentru bani? De ce? Pentru că nu există cererea fezabilă, ca să zic așa. Cred că Rothbard are în vedere și chestia asta, știi? Cel puțin în faza aia de început, de ce ea nu se bagă? Dacă nu-s ideale și altruiști, eu aș spune exact, aș spune și chestia asta că ai zis tu mai devreme și te contrazic, dar nu în principiu, ci doar prin excepții, cunosc exemple de bugetari libertarieni. Ok, da. Da. Există. Da, într-adevăr, regula nu e în direcția aia. Bine, da. Dar vezi, aici ai o nuanță din aia. Ce este un libertarian? Un om care declară niște valori, vezi că le înțelege? Nu, chiar sunt, dacă te gândești și... la... Mă gândeam la... Le și incorporează. La cine? La profesorul Costea Munteanu. Este, da, e libertarian. Care a spus... Dar deși meritul dumnealui, pentru că e deschis. Exact. E foarte deschis. Gândește-te că acum, nu știu cât, 15 ani sau nu știu ce, îmi cerea mie părerea care... Atunci pe un text de nu știu ce, scris de filozofie, adică omul e și modest, e deschis, e... Da, e Ludeanu, libertarian, ești. Lasă-mă, frate. Am condus nu știu ce, am... Deci ăștia sunt pierduți. Tu dacă vrei să diseminezi crezul la minoritar, tu nu mai vorbești cu... O să vină Părvulescu și o să spună da, toată viața mea a fost o minciună, gata. Uite, nu, nu. Pe partea asta... Zici, au devenit realiști, hopeșe. Te zic, nu, așa sunt. Save din, uite, dacă... Am fost ca să auzi. De ce era nemulțumit? Uh-huh, Rothbard tot făcea grafice. Grafice pe mine, cu mainstream. Ei, încerca să discute cu mainstream. El zicea, nu, eu vreau să-mi creez publicul meu, l-am creat, deja vorbesc cu el și el tocmai a scos un mamă de economie. Fără austriacă, știi? Și lasă-i pe ea, nu m-am întrebat. Nu vreau să convinc chestii ei. Rothbard și ăștia au insistat, deci polemiza Mises cu... Nici nu mai... Cine dracu? A fost ăla prin secolul XIX. Lasă-i, frate, știi? Îți creezi un alt public. Asta e și discuția cu politică. Creează alternative. Păi e greu. Da, da, e singura cale. E singura cale. Altă cale nu există. Ce facem? Mergem la USR și... Păi s-a terminat cu Dodi. Păi e puțin. Puținul ăsta, știi? Crește. Ai mai zis tu... Ce a făcut Iisus? Ce a zis? Micșorați agresiunea puțin, optimizați... eficiența cezarului. Și tu nu, poți zis, fi nu, de acord. Doamne. Noi nu avem o problemă radical cu asta. Ce reproșa lui Rothbard e că nu vede un conflict. E că nu-i mai reproșa lui de ce nu zice chestii radicale. Dacă tu înțelegi contextul și nu știu. Nu-i mai reproșa. Știi că nu va zice chestii radicale. Da, da. Trebuie să înțelegi că există un conflict între cele două. Mă rog, din seria soluții, nu discuții. Păi și cum să ajungem acolo? Că nu putem să o abolim, ar fi haos. Educație, zice și Rothbard. Educație, ideile că le devin naturale. Ce zicea David Friedman? Cum începe David Friedman? Mașina e o freedom. Ideile astea mi se par natural. Cam asta e ideea. Dacă oamenii sunt expuși la chestiile astea, nu mai par șocante. Dacă tu te duci în medii libertariene și zici că șantajul nu trebuie incriminat, nu o să... Doară nimeni. Un șoc. Sau vine unul și zice, eu cred că trebuie aboli statul. Mă, boal, dracu. Nu, sunt... Oamenii sunt chestii acceptate. Da, și din seria să nu pierdem vremea, dacă foarte mulți oameni cred că sistemul e bun, dar e condus prost... Atunci, dacă sistemul ăsta e bun, atunci să îl optimizăm.
Ce am mai zis eu chestia asta? Păi dacă e bine să votăm, atunci să votăm cât mai des, pe cât mai multe subiecte. Asta cred că e nou un problematic. Păi și cum să facem chestia asta? Să ne gândim că vrem lucrul ăsta și să cerem. Cui să cerem? Tuturor. Și păi, eu unde vreau să ajung cu discuția asta este să nu existe ca soluție doar ieși tu în stradă. Vai, nu ne convine, nu știu ce, trebuie să ieșim în stradă. Ce rezolvi că ești în stradă? Că unul nu e coerentă niciodată, nu ne place ăla. Bine, dar de ce? Păi când dacă ai putea să votezi foarte des, de exemplu, primari. Ai primari astăzi, în jurul nostru, care demonstrează că se pot face lucruri constructive, investiții, înfrumusețări. Cu bani furați. Management. Ei, banii sunt furați, chiar. Cu azilele astea ale morții, cred că își ia mandatul, nu? Te-a primit, nu? Veniți. Nu, no, aici a fost în regulă, probabil. Da, i-a nimerit bine. Nu, ideea este că el poate să arate că dacă e un om bun, se pot face lucruri. Și oamenii zic, uite, deci se poate. Problema este să năzare, să retrage. Cine vine în locul lui? Altcineva, care nu face. Da, chiar dacă sunt irreversibile, hai să zicem că abolirea unui act e până la sfârșitul vrem, nu să așa rămâne. Ai abolit unul și act, păi da. Și asta e tot? O dau irreversibilă. Păi și asta e tot? Păi Ciucu a fost mai bun decât Nicușor Dan. Păi și asta e tot? E dacă ești mulțumit cu atât, ce zicea Humărul, oamenii fiind atât de prigoniți și amărâți în istorie, faptul că nu-l omoară Iohannis, e o chestie bună, știi? De un câștig. Nu mă omoară, da. Ce o Dali sau nu știu cine mă omoarau. Ideea e că să lăsează, știi? Să nu mai fie chestia asta că nu mă omoară, să fie criteriu de partajare. Pune criterii, nu știu, cel puțin ca la Lidl, gogoșile alea să fie mai bune, știi, decât... Ideea sau, era cum zicea Rodbart, alege între schimbi. Binele 1 și binele 2, nu între rău 1. Da. Da, exact, adică uite, libertatea este o sănătate, nu e o alegere între handicapuri. Trebuie să știi modelul, știi. Deci când citești ăștia, colegii ăștia, nu zic filozofie, e clar că nu prea știu ce e ăla libertarianism. Eu pur și simplu. Să răspundești modelul, știți? Vă place așa ceva? Păi nu, că prefer socialism cu față umană. Ce să zic? Ia și preferă, dacă îți place. Mai avem o grămadă de soluții. De zis. Nu discuții. Am zis-o mai devreme. Ne-ar interesa, de exemplu, justiția să fie cu adevărat independentă. Păi ce înseamnă independentă? Trebuie să fie sub controlul clienților. Na, cine sunt clienții? Alide. Cine sunt clienții? Oamenii care au ceva de lămurit, de îndreptat. Păi și cum să facem chestia asta? Că nu știm să ne batem cu... Nu cred că trebuie să vin eu cu soluțiile tehnice. Prima chestie este numai, ca să repet, e să nu mai vorbești cu oameni de ăștia. Dacă el îți zice, știi, domne, nu că și nu și nu și nu, bravo. Ok, stai acolo. Oameni da. Ca tine, prin anul 5.000 vor înțelege și ei ce înțelegea Rothbard în 78. Asta e, n-am ce să-ți fac. Da. Vorbesc cu ăla care e deschis. Da, ai nu mai poți să pierzi timp. Plus că știi că procentul ăla era inteligent și curajos cu inițiativă. E mic. Foarte, foarte mic. Da. Adică noi dacă facem câteva sute de libertari, am fost tari. Nu mai stai să pierzi când vezi că nu e receptiv, nu-l interesează, le știe pe toate. Du-te, dracu, știi. Pierzi timp. Dacă se mai uită cineva la emisiune, mai vrei să mai spui ceva? Mai am. Oamenii, centralizare cât mai jos. Oamenii care se uită sigur nu sunt în categoria aia, știi? Decentralizare la un nivel cât mai jos, cât mai spre individ. Ce mai vreți? Trebuie să poți să-i schimbi oricând, ca pe primarul ăla.
De ce trebuie să stai cu el 4 ani? Păi nu că ai procedură să-l schimbi, de fapt. Ok, e ușoară, e la fel de ușoară ca votul? Ar trebui să fie la fel de ușoară ca votul. Deci, câți oameni... Da, chiar acum îl schimbi. Trebuie să aduni nu știu câte semnături... Mai să era să ca facă... votare. Probabil are, e la fel cu, e o procedură similară cu demiterea lui Băsescu, numai că e la un nivel mai local. Treime sau ceva de genul ăsta. Da, da. Ea s-a demis cineva până acum? Ce? Nu. Deci pentru primar nici măcar nu, nu, doar i-au băgat la închisoare. Nu a demis primarul efectiv, nu s-a făcut procedură de demitere a primarului. De fapt există, poți să-l schimbi. Da, păi înainte. Presupun că există, dar... Iarăși e mai mare. Trebuie să aduni nu știu câte multe semnături din zona respectivă, unde ce deservește el, și se întâmplă ceva. Dar nu e ca la vot. Ar trebui să poți să-i chemi, pur și simplu. Veniți și revotați. Bine, aici ar putea riposta cu argumentul costurilor aici, că nu putem tot timpul, știi, să facem... Aș riposta aici... cu Elveția, care tot face voturi și... Fac tot timpul. Da, fac mult mai des. Și ideea e că noi facem, ar trebui să alegem și pentru că avem alegere colectivă, știi? Da. Dacă am proprietate privată, eu nu mai decid ce gogoș să mănânci tu sau... Având proprietate colectivă, alegere colectivă, da, trebuie să alegem tot timpul. Toate prostiile. Mă rog, ca o concluzie, nimic nu ar fi greu dacă oamenii vor. O să-mi munți. S-a mai văzut. Nu, greu că n-ai rezultate, de asta trebuie să conviețuiești cu eșecul, știi, cu faptul că n-ai rezultate pe termen scurt, cum ai dincolo. Uite, apropo de evaluarea comparativă, ți-a trecut o lege, ești invitat la televizor, ești nu știu ce, ai... Bine, sau uite, altă, pus altfel, ai avut mii de ani... Bine, și la noi poți să fii vedetă, știi? Da. Ce să facem? Nu știm ce să facem. Păi, uite, mii de ani a existat sclavie. Da? Și astăzi are o formă democratică. Și care ar fi evoluția? Ce ne imaginăm? Care ar fi evoluția? Păi cine așteptăm să ne facă evoluția asta? Să vină Godot, să vină americanii? Libertarieni. Exact. Aviz conservatorilor. Deci nu care, vor face non-libertarieni. Aviz conservatorilor care mereu umblă cu argumentul ăsta dinspre tradiție. Mii de ani a existat sclavie. De la începutul timpului, până când niște libertarieni au zis hai să nu mai fie. Și după aia nu s-a oprit imediat, a durat și după ce au zis libertarienii. No, bine. Pe această notă optimistă, în comentarii spuneți-ne ce carte ați mai vrea să discutăm sau de la care să pornim genul ăsta de cafenea. Și pentru Vali Berceanu, Costel Stavarache, am fost Alexandru Chiriac și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.